365. Started out with half and I flipped it into double. Oh, yeah. Моя мапа, R. Jazz Porter. Vrei să vă arăt ceva? Băi, fi și voi subscris, nu mai fiți răi. Nu, eu le-am, v-am zis că site-ist, Tata e aici cu mine, te pup, Leon. Vă pup pe toți, frate, vă mulțumesc că sunteți aici. Hai, mai mortal, tata e aici, ne pup la cap. Mi-e rușine, mon, nu pot face reveal. Am o facem face reveal, ziceți. Face reveal. Am o face reveal că v-am ținut prea mult pe muzică, ia. Băi, fi și voi subscris, nu mai fiți răi. Băi, fi și voi subscris. Bă, da, eu mă întreb. Am uitat să pun like-urile, mă, acum mi-am dat seama. Băi, vă pup pe toți, frate, vă mulțumesc că sunteți aici. A trebuit neapărat să fac ceva cu asta lui tata, ești nebun la cap, că, bă, vă spun sincer, eu când am filmat vlogul am râs rău de tot. După aia când m-am uitat pe ce am filmat, am râs rău de tot. După aia la edit l-am văzut de vreo 3 ori, am râs rău de tot. Am zis că trebuie făcute niște lucruri, frate, pe baza clipului ăla, știi ce zic? Avem deja un membru, te pup, de ea, bine vin la noi în familie aici, apreciez maxim, mulțumesc din suflet. Cum făceam asta cu like-urile? Deci mă duc aici, iau link-ul ăsta, după aia mă duc pe ăsta. Așa, search, am copiat ăsta. Și acum la likes mă duc și bag link-ul ăsta și ia, le avem? Gata, asta zic. Salut, Eozeciu, dați like. Băi, voi, mulți membri n-ați fost live-ul trecut și mai aveți de-alea, a? Am depășit anul de membru, toată stima și tot respectul. Te pup, mă apreciez maxim, frate. Și, Doamne, ajută să fii pe aici mult timp, că eu asta îmi doresc, să fiți cu toții aici mult timp. Dar acum n-am cum să vă țin cu forța, din păcate, că v-aș ține, dar n-am ce să fac. Viețile mele, nu uitați, gen, înainte să începem. Băi, fii și voi subscris, nu mai fiți. Bă, ce mă oftic cel mai rău. Deci ce mă oftic cel mai rău. Dar rău. Eu practic am pus asta pe o scenă și eu după aia când mut, eu doar văd imaginea, dar nu aud, frate. Asta mă oftic, că voiam să-l aud de fiecare dată, ești nebun la cap. Și na, am făcut azi un TikTok, l-am pus cu tataie și, mă rog, am făcut și aia cu, că tot vorbeam eu de aia cu, tu mănânci Nutella, eu mănânc castraveți, aaa! Vorbeam acum parcă vreo 2 live-uri, nici nu mai știu când am vorbit, că mi-apare doar aia pe TikTok. Pe lângă aia, că na, trenduri apar, pă zice trece, ești nebun la cap, cred că azi, doar azi au apărut vreo 15 miliarde de trenduri, ești nebun la cap și mi-apărea aia, parcă aia s-a potolit, parcă a făcut toată lumea.
Acum mi-a apărut aia cu slash, 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 slay. Știi ce zic? Dă zâmbești și ți-arăți dinții și nu știu. Și am zis, hai că o fac și eu, că dacă tot e trend și așa, o fac și eu. Dar să nu fie, uite, stai așa, să nu fie prea așa. I-am zis, ce simi, auzi, se aruncă și mie cu ursul ăsta în gură, știi ce zic? Rupe în gura cu ursul ăsta. Ca să nu fie, știi ce zic? Băi, ăsta era, mă, da, da, da. Și uite, l-avem aici, ia uite. Ia uite-l pe supăratul ăsta, ia uite. Oh, oh, stai. Ia uite-l pe supăratul ăsta. Story-uri de-astea, deci exact de-astea cum făceam, deci am avut un deja vu. De-astea făceam. Ha! Aici pe veci, băi, le mă, stai așa un pic, că nu mă așteptam, viața mea, am și dat. Am sunetul ăsta dat prea tare, stai așa că mi-a spart urechile, ești nebun la cap. Mamă, lemăne. Cred că lemăn a adunat că am făcut TikTok-ul ăla cu lămâia, mă, ești nebun la cap cu lămâile. Aia zic, am început în forță live-ul ăsta, te pup, Leon, îți mulțumesc din tot sufletul, frate. Am lipsit puțin, sorry, stați-mă liniștiți. Ei, mamă, dar cât ține, mă, că nici nu știu cât am pus-o. Cred că mă țin de, nu vă exagerez, cred că mă țin de vreo 2 luni sau 3 luni să schimb și eu donațiile, gen. Să schimb alertele, să schimb sunetele, să nu știu ce. For VRG Lemon cu 100 de euro aici pe veci. Amin, uite-mă că i-am zis eu că doamne așa să fie aici și pe viitor. Și ne-a dat aici în gură, ești nebun. I-am zis, ce zic eu, să-mi dea cu ursulețul în gură, că stați așa să-mi continui ideea. Deci, Lemon, îți mulțumesc din tot sufletul, frate, apreciez maxim că ești aici în primul rând. Mulțumesc din suflet și pentru donație. Deci, story-uri de-astea așa, ia uite cum mă frec așa pe mână, cum alea, mă uit urât la cameră, mă alea, făceam, cred că acum vreo 3-4 ani de zile când eram singur și eram disperat, ești nebun, așa făceam, voiam și eu. Să întâlnesc fete, să nu știu, eram în vârsta aia de... Aveam fibrilații în corp, ești nebun la cap și eu ce mă gândeam? Că dacă fac priviri de-astea și mă pun așa și mă mângâi pe ochi și pe alea... Mamă, să vezi ce am rupt cu story-ul ăsta și cu nu știu ce. Și după aia, ea ieșe simă, îi rupe și mie gura cu ursulețul ăsta de plus și ce, să fie cateringă. Nu știu dacă are cineva acum, dar eu am încercat, uite. Și după aia, gen, m-am fixat așa pe ea și ia uite-o. Mamă, Teo! Mamă, viața mea, ce i-a fost aia? Nu, e și aia, e gata, ăsta e, că... Eu de obicei când fac un TikTok nu-mi place să-l repet. Ce a ieșit, a ieșit, l-am postat direct, nu stau. Hai să mai dăm 15 recuri. Fii atent, nu mi-ai dat în gură, mi-ai dat în nas, dă-mi în ochi acum și de-alea, știi ce zic? Bă, nu știu dacă a ieșit, dar a ieșit, trebuie să facem și noi. Ia vedeți asta! Bă, văd bine ce scrie aici, mă, 1,1 m? Mă, prima dată am zis că e de la... Glumesc, știm și noi că de la milion, că am mai avut, cred că unul acum vreun an, dar a făcut un milion și în rest niciodată, pe YouTube nici nu mai zic, cred că doar la un clip de acum 3 ani, 2 ani jumate, dar na, mă-ul ăsta nu apare de multe ori pe la noi, dar când apare este welcome, este most welcome de la, știi ce zic? Uite-te și tu ce TikTok ești, nebun? Bifă pe Instagram sau v-ați dori măcar? Pe Instagram nici eu nu știu, că și eu mă chinui de mult. Dar vă învăț pe TikTok. Dacă intri pe TikTok... Ce deducem noi din TikTok-ul ăsta e că toată lumea vrea bifă. Nu? Vezi așa un pic să fie ecranul negru. După aia trebuie să faci live pe TikTok? Mă, viața m-am tot gândit, gen. Să fac live-uri pe TikTok, dar nu știu ceva ce mă oprește, sincer. Intri la stickere, ce pe aici verify, iei asta și spui aici jos de tot la nume. Și după aia când postezi, îți păcălești toți prietenii. A făcut, mă, cineva ce am zis eu în TikTok-ul ăsta aici? Că sunt curios, că a făcut multe vizualizări, mă gândesc că na, ori a fost Caterin, că eu cred că a păcălit cineva pe cineva după TikTok-ul ăsta, 100%. Adică eu aș fi păcălit, acum nu știu de voi. Eu profitam așa de ocazie, că tot a fost 1 aprilie, știi ce zic? A fost 1 aprilie, numai bife vedeam pe TikTok, ești nebun? Ia uite, o avalanșă de nu și câțiva de da pe acolo. Salvez live-ul? Nu cred, dar... viețile mele. În legătură cu live-ul trecut, că am văzut că mi-a scris multă lume că n-a apucat să vină pe live și eu pe ăla l-am pus pe privat pentru că... Urma să vă zic de ce l-am pus pe privat. Nu știu cum este posibil ca... o muzică dintr-un joc să aibă copyright, să nu fie GTA 5 cu radio online și cu FIFA, care știm că sunt alea copyright și nu știu ce. Bă, de ce am 15 link-uri de-astea deschise, mâncava și cura voastră, așa, gata. Am... Își cap pe acest live Fall Guys, nu cred, Cristi, nu cred, dar vedem cum decurge. Deci, azi vreau să ne jucăm așa.
Stai așa să termin ideea și după aia continuăm cu jucatul. Deci, am primit copyright de la mai multe piese din joc. Ne-am jucat noi jocul ăla, m-am speriat grav rău de tot în jocul ăla. Deci jocul ăla, mă jur, a fost bun rău de tot. Jumpscare după jumpscare, la un moment dat veneau două unul după altul și ziceam, bă, tocmai au fost două și din experiența mea în jocuri horror, știu că gen după ce apare unul, apar două, te mai lasă, îți mai dă un timp să respiri, să-ți revii, să nu știu. După aia apărea și al treilea și m-a nenorocit, ești nebun la cap, jur. De ce nu schimbi sunetul de membru cu Fish și voi subscribe, nu mai fiți răi? Păi nu prea are legătură cu membru, gen, că zice să fiți subscribe, gen, știi ce zic? Adică, uite, nu zice să fiți membru. Fiți și voi subscribe, nu mai fiți răi. Doamne, băi, eu știam că o să iasă panaramul ăsta cu tataie. Știți ce vreau să fac? De fapt, bă, ce idei mai aveți de vloguri cu tataie? Aveți vreo idee să-mi dați? Că vreau să mai filmez cu tataie, că ies prea panaram în vlogurile, ești nebun? Dar nu, mai am așa o idee, dar nu știu exact cum o să iasă, dar o să încerc să văd dacă este ceva ok, dacă nu, asta e. Da, Big W, tataie, te-a învățat, hai mă, vine, mă, Octifox, ești nebun la cap? Ia uite, bă, numai W pe chat, v-a învățat, hai mă, pe toți, ești nebun la cap? V-a adresat vorba aia, bine. Exagerăm, da, da. Să-l spionez? Păi ce să-l spionez viața mea, că stă doar acasă și se uită la televizor, ce să-l spionez? Că ce? Ești nebun? Că trebuie să-l spionez să vă arăt? Bă, mă jur, v-am povestit, dar nu știu dacă toți mă credeți. Nu știu, ia uite-i W, aia zic, W, avem filme de America noi. Băi, tata e, gen, eu știu asta de mic, că, na, eu stăteam mult pe acasă, stăteam, mă jucam, mă plimbam, mă ducea la baie, nu știu ce, ca să ajung la baie trebuia să trec prin bucătărie și în bucătărie este geam către camera lui tataie, știi ce zic? Și eu mereu îl vedeam pe tataie că doarme așa. Gen, în picioare, mă jur că așa, nu știu dacă s-a potolit sau dacă încă o face, dar m-am jurat că o să vă arăt odată și odată, ești nebun? Mi se pare că îl pusesem și odată și pe story, dar doar că nu făceam nimic atunci și nu îmi vedea nimeni story-urile la modul ăla. Da, na. Să mă prefacă fumez în fața lui tataie? Bă, nu cred că are el treabă, mă. Gen, niciodată nu mi-a interzis tataie să fac nimic, înțelegi? Adică nu cred că ar avea vreo reacție sau ceva. Să se joace ceva? Să se joace horror, murim. Ai, spânule, că exager. Ne bate mamaie după aia, auzi, să-l duc la femei pe tataie. Ce aveți, mă, sunteți nebuni și voi? Teo, continuă jocul cu Marta? Nu, o să continuăm alt joc. Noi, ultimul clip pe care l-am pus pe... de ce zice cineva 6K? Că m-am uitat la like-uri și nu vreau să cred și de fapt avem 3000, dar ce 6K? Nu știu. Ne-am jucat noi un joc pe care l-am și postat pe canalul de gaming, dar avea vreo 12, 13, 14 minute. Ne-am jucat un demo, cum ar veni. Adică era jocul gratuit și era doar prima parte ca să-ți faci o impresie de joc. Și mă gândeam să-l terminăm pe ăla sau... Mai am o variantă, mi-am luat un joc horror pe VR. Acum, ăla pe VR, n-aș vrea să încep cu el și vă spun și de ce, pentru că în momentul în care eu am intrat în fazmofobia și am văzut că ăla din joc se mișcă și eu de fapt stau pe loc, dar de fapt eu mă mișc, dar eu de fapt stau pe loc și de fapt ăla se mișca, mi s-a făcut un rău, dar îmi venea să vomit pe tastatură, ești nebun, acum am luat amețeala, m-am luat toate alea, adică nu fase la telefon. Bă, tata e de treabă, mă, nu are de-astea să ia el la mișto, știi? Bravo, Teo, bei bine apă, mâncați-i și cura ta. Te pup, Ovidiu, bine ai venit, bro. Te pup. Bă, de ce dau pe mine și când mănânc și când beau orice, dau pe mine, mă, capaș. Noroc că e apă și pot să mă șterg pe mine, ce zic. Prank? Păi, prank nu tocmai am făcut, mă, lui tata aici, nebun, ce prank să-i mai fac? Băi, viețile mele, da, mă, da, am făcut 100.000 pe canalul de gaming, frate, vă mulțumesc din suflet, apreciez maxim. Și mă bucur, de fapt, sper că vă place, voiam să zic, mă bucur că vă place, dar asta ar fi însemnat că eu știu deja că vă place, dar de fapt nu știu. Sper să vă placă ce postez și acolo. Sunt sclavul lui tataie 24 de ore, păi și ce să mă pună, mă, tataie să fac, ești nebun la cap, că tocmai ce v-am zis că nu e de-astea, nu e să ia la mișto sau astea. Să te prefaci că ai leșina. Păi se sperie, ești nebun, leșină și el după aia cu mine. Și ce rezolv? Că nu rezolv nimic, ești nebun. E aici o speed pe live, da? Viața mea. E cu mine aici, în spate. Uite-l ce zice. Mesaj de la aici, o speed. Fii și voi subscribe, nu mai fiți răi. Mamă, zici că e reclamă, zici că e promo de la televizor ăsta cu tata aici, nebun. Îl pun când vreau.
Du-l într-o vacanță la munte, la mare, de o zi. Băi, hai că o să mă gândesc, mă, vieții, o să mă gândesc. Între timp am văzut că s-au postat niște clipuri pe YouTube la care n-am apucat să mă uit și cred că sunt mișto. Am văzut că s-a dus Dorian Popa să lucreze sub acoperire într-un hipermarket, nu știu dacă l-ați văzut. Și a postat și Shelly un episod din seria lui La Muncă. Apropo, am filmat și eu cu Shelly La Muncă, urmează să îl posteze, nu știu dacă următorul, dar trebuie să fie ultimul episod din serie, am impresia. Adică cred că o să iasă catering, adică a fost catering atunci la filmări, să vedem cum iese și editul. Du-l la Pepco, și ce să facă, mă, viața mea la Pepco, ești nebun, la cap să-și ia sutien? De fapt, să găsește sutien la Pepco, nu știu, că n-am fost, cred că, decât o dată cu Cesima și nu prea sunt atent când mă duc la cumpărături cu Cesima, că nu prea îmi place mie să merg la cumpărături. Da, hai, mă, o să vedem. Smasher Pass am făcut, e pe canal, dar na, poate ești nou pe aici, în orice caz, bine ai venit, bro, și mă bucur că ești aici. Smasher Pass cu tataie. Tocmai ce am zis. Da, hai să-l vedem pe Dorian, mă, cum s-a desfurcat sub acoperire aici. Vino cu acă, mi-a clienta. Nu, ați spus 2 kg că v-am întrebat dacă, dar nu e nicio problemă. Doamna, cred că e un pic înțepată. Cerele dublu, le-ai cerul dublu, da? Cum le interceptez pe domnișoarele frumoase? V-am deranjat vreodată în mod direct cu ceva sau... Hai să vezi ce fac, fie aici. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu vlog. Mă, de când nu m-am uitat la un vlog de al lui Dorian. Dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața, Jonoțule, mi-am păstrat acești ochelari de Minecraft. Hâți cu 1 aprilie, hâți cu mini prank. Pentru că astăzi este ziua muzică pe fundal. Glumelor, Jonoțule, mi-am păstrat, după cum vă spuneam, acești ochelari de Minecraft. Pentru că ei fac parte din deghizarea pe care astăzi eu o voi îmbrățișa cu toată inima, Jonoțule. Nu vreau să vă vând prea multe picanterii încă de la începutul videoului. Așa că stați geană, Jonoțule, luați-vă cereale, luați-vă cafelele, luați-vă micul dejun. Pentru că astăzi ne deghizăm și facem prank-uri în supermarket. Ia ca așa, Jonoțule. Ne uităm și la Bogdan, am văzut că a pus războiul farsă. Transform acum și nenea Dorian. Mi-a dat vreo 20 de ani, Jonuțule. O să fiu omul de la raion. Eu... Nu duce... Nu e diferența așa mare, ești nebun? Cred că așa m-am trezit azi dimineață, ești nebun? Astăzi te servesc și îți fac viața mai ușoară. Gata, Jonuțule, ultimele decoruri, punem ochelarii minune și suntem gata să decolăm. Ia vezi de aici. Oh! Deci, Jonuțule, am două șefe astăzi, o să am o zi extrem de grea și înțeleg că am și target la vânzare. Da, o tonă de carne astăzi. Dar cum v-ați gândit, mamă, voi așa fix la băieți și curata? Eu am popa, numai eu să vândă carne. Fiindcă ești competitiv. La carne facem bănuți, cel mai bine, da? Hai, băieții noștri, să facem oameni fericiți. Bum. Sărut una, vă ajut cu ceva, doamnă? Doamna, astăzi sunt altcineva și chiar vreau să vă ajut. Vă rog frumos să-mi spuneți cu ce pot să vă ajut. Aleg un cotlet. Bine, eu mă duc după teșghia și aștept să-mi spuneți ce ați ales, da? Și dacă reușim, poate face și un discount astăzi, că e sărbătoare așa. Moară, Jaxana. Hai, tată, că avem treabă. Poza-i poză. Vino cu acă, mi-a clienta. Sărut mâna, nu. Deci aici este clienta mea, doamnă. Nu vă supărați pe mine, dar ați văzut că de când am venit. Deci bucata asta, doamnă? Azi, 10:21, nu cu virgulă. Și nu știm ce operator sunt eu, nu? Puneți la dumneavoastră, doamnă. Cu cel mai bun. Vă, nu vreau să vă dau spoiler, dar am fost... Vă dau, că acum nu pot să mă abțin, mă, ești nebun la cap. Am fost casier la Kaufland și vedeți că m-am descurcat forță rău de tot. Preț, să vedeți. Doamnă, v-am dat această bucată de carne, așa să nu stric ăsta. Și cu asta din dreapta. A, dar cum să nu, doamnă, așa, deci uitați-o pe asta cu inimă bună așa și să-mi spuneți care, asta sau asta? Asta, nu? E și mai frumoasă, doamnă, ați ales foarte bine astăzi. Gata, am servit-o, am făcut-o pe doamna fericită, revenim. Mamă, Johnule! Dar nu se poate scoate, am și eu acolo? Am și eu acolo, atunci am eu doar astea. Genuțele era să le strică, mă, mentești, eu m-am apucat să trag de lucruri. Dar dacă aici este bancul meu, vă așteptăm, avem cel mai bun preț astăzi, cea mai proaspătă carne, vă rugăm frumos, nu ezita. Meanwhile. Mare, hâți cu respect pentru Alexandru, să fii cu minte, să-mi vezi bine, te salut, tată. Vegetariene, auzi la ei, mă. Eu vă dau un autograf, dacă luați și dumneavoastră o bucățică de carne. E, mă, cineva vegetarian de aici de pe chat? Dacă e cineva, vă rog să-mi spuneți și mie ce mâncați, că gen, n-am o problemă să nu mănânc carne la o masă, dar eu nu știu ce aș putea să mănânc fără carne, și ce zic, că na, am crescut numai cu carne. Pune de la mine de aici.
Întreb pentru ce Sima, că ea nu mai vrea să mănânce carne, că nu știu ce. Bă, nici eu nu sunt, dar na. Ați luat deja de la colegele mele? Păi doamne, eu trebuie să-mi fac targetul de vânzare. Uite, avem câțiva, avem câțiva. Și dacă mă trolează, dar... Aici nu glumă. 4 fetlii de cotlet cu os pentru domnul și imediat... Păi haideți cum facem așa. Dumneavoastră luați feriile cu os și eu iau autograful. Unde, pe ce dăm? Tu am văzut acolo, stai așa. Gata doamnă, pentru cine îl dăm? Sărătura din suflet doamnă, vă mulțumesc mult. Sărătura, vă pup doamne. Vezi, dăm și noi, apăsăm și noi cu toții pe like să facem și noi 4.000 de like-uri? Sau sunteți morocănoși azi? Că nici nu mai vorbesc dacă sunteți morocănoși. Ajută toate cele bune. Sărătura domnișoară, cu ce vă pot servi? M-am hotărât, vă mulțumesc dacă ascultați, Cred că e doamna din intro care era un pic arțăgoasă după spusele lui Dorian. Nici o problemă, cum să nu? Sunt aici pe fază, să știți că colegele mele sunt un pic prinse, vă pot ajuta eu cu mare drag, da? Aș vrea și vă rog 2 kg de piept de porc din acesta cu o sferia, dacă se poate. Wow, imediat, cum să nu? Așa, le alegeți sau... Nu, puneți-mi dumneavoastră, că merg frecvent. Sunt supărat? De ce ești supărat, mă, viața mea? 2 kg jumătate? 2 kg. 2 kg, da? Hai să le alegem frumos ca să fie ce trebuie, nu? V-ați angajat de curând, că nu v-am mai văzut. Da, am doar câteva zile, dar am mai lucrat în domeniu, adică vă puteți da seama că nu sunt tocmai stângaci, așa? Ia să vedem. Avem 2 kg la domnișoară, mai trebuie. Avem 196 de grame, este ok? Vreți să mai punem o bucățică, o să depășească un pic... Dar am spus 2 kg și jumătate, să știți. 2 kg și jumătate. 2 kg. 2 kg, da? Nu, ați spus 2 kg că v-am întrebat dacă, dar nu e nicio problemă. Nicio problemă. Și dacă vreți mai puțin, doar trebuie să-mi spuneți și scoatem imediat. 2 kg. Avem pe cineva în perioada aia, că știți cum e. O dată pe lună, știi cum e, ești mai așa. 558 este ok. Perfect. Vă mulțumesc mult, Sărmâna. Vă mulțumesc, dar nu terminați, să știți că mai doresc și coaste de porc, dar marinate aveți. Coaste de porc marinate avem, cum să nu? Vino cu mine aici, vino cu mine. De aici se ia asta și acestea ar fi coastele, era o glumă. Vreau și vă rog 4 bucăți. 4 bucăți, cum să nu? Doamna, cred că e un pic înțepată. Opa. Sunt ok, da, bănesc că vreți să le aleg eu în continuare ca și mai devreme, da? Dumneavoastră mi-a spus aici feriat, eu v-am cerut bucată, să știți. Puteți vă rog să puneți o bucată, eu vreau 2 kg și jumătate bucată vreau în feriat. Da, cum să nu, nicio problemă. Dar sunteți sigură, pentru că știu sigur că mi-a spus, m-a și surprins că ce știți foarte bine termenul, l-ați spus, pulpă dezosată feliată. Aș vrea o bucată întreagă. Da? Nicio problemă, nicio problemă. Îmi asum eu greșeala, deși aș putea jura că... Ești mai anti-Dorian odată pe lună. Am auzit. 2 kg de piept. Am luat Omicron. Viața mea, trece mă, puiule, stai de liniștit. Din acesta cu o sferia, dacă se poate. Vrea bucată întreagă, Sărmâna. Ajută-mă, tu mă duc, că mai am pe aici pe cineva, da? Bună ziua, bună ziua. Salut, salut. Ce luăm? Îți facem și un grătar, ce ne recomanzi? Pentru un grătar, în primul rând, tot ce avem aici pe parte de marinat este extrem de bun. Aș merge pe o ceafă de porc cu puțină grăsimiță, aș merge pe o scăricică din asta, hâzjonule. De ce nu? Și asta este foarte bun. E bună rău scăricica aia, hâzjonule, gen. Se găsește un pic mai greu. Da, merge. Se face și bine pe grătar aia, hâzjonule, nu era. Căricică și asta, nu, costiță din aia cu puțină grăsime așa. Porc, porc, porc. Hai să nu niște de... Da, Călin. Căricică marinată să fie? Că vreau așa, nemarinată. Și dacă e și dacă nu e, care e? Ce problemă, da. Dai seama. Căricică nemarinată? Căricică nemarinată, asta e. Avem și scăricică nemarinată, da. A, cam așa ar fi. Haideți să vă arăt o bucată. Scăricică e cu hâț? Da, da, da. Este scăricică hâț nemarinată. Bun. Scăricică hâț. Păi... Asta e cam mică, nu ne dai mai bine una mai mică. Scăricica hâț. Păi, pot să vă dau jumătatea cealaltă, că v-am zis că ar fi păcat să o tăiem, dar ați insistat. Nu, no, dă-ne o bucată întreagă totuși, mai vine un prieten. Nicio problemă, deci punem și bucățica cealaltă, da? Nu, 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 aia și vom mergea. Stați puțin, deci v-am tăiat bucata asta jumătate, dintr-o bucată întreagă, pentru că ați insistat că vreți jumătate cu jumătate. Corect, e colega aici, colega, ai auzit, da? Ne-a răzgândit și acum avem una întreagă, nu poți să ne dai una întreagă? Ok, cum să nu, imediat se rezolvă. One eternity later. Bun, și ce cârnați, cu ce cârnați să vă servesc? Care sunt afumați? Aici avem proaspeți foarte buni, picanței cu ceafă. Ăștia sunt foarte buni, țărănești ăștia porc vită. Țărănești nu pot fi și fără vită, dar cu porc, sunt alergic la vită. Bun, păi nicio problemă, ce avem fără vită? Ce avem fără vită aici? Deci în afară de aceștia toți sunt fără vită. Da, vreau țărănești. Nu avem țărănești fără vită. Vreau să-i facem. Fam, l-a zis, mersi mult de tot de membru, bro. Bine, vin la noi aici, apreciază. Se face atâta externați? Foarte de glume, domnul meu. Adică încercăm să facem o chestie frumoasă și să se distreze toată lumea. Am încercat să vă servesc cum s-a putut. Dar dumneavoastră veți cârnați sărănești fără vită în ei, în contextul în care sunt încă 5 feluri de cârnați fără vită. Nu sunt sărănești. Mă duc să vă scot vita din ei. Te bubnești de râs, mă, după ce ți-ai bătut joc de mine continuu și m-ai făcut toate felurile aici. Știi că mă duceam cu ei? Ne jucăm horror după ce reacționăm la clip. Până spate. Ia stai așa. Deci ți-i aduceam la voi și spuneam că ți-a scos
Cosmita, votăm ceva. Ce ziceai atunci? Vă pup, mă, vă mulțumesc. Zi frumoasă, distracție frumoasă la grătar. Păi, Jonuțule, dubla 2, suntem la grill aici cu cele mai înnăbușite fete și la propriu și la figurat, Jonuțule. Dar ele muncesc și fac treaba și hrănesc oamenii și îi fac fericiți și acum noi am venit să le ajutăm și noi. Salut! Salut, băieți, ce doriți? Vreau 6 porții de chips cu cardon. Am pus un sondaj să votați acolo, gen, și când e să ne jucăm, ne luăm după el. Deci Horror PC, adică dacă ne jucăm ceva pe calculator horror, sau pe VR, că am și un joc pe VR. N-aș prefera să ne jucăm pe VR, cel puțin primul, că mi se face rău posibil și nu prea e forță. Fără carton, 3 cefi fără carton, o ceafă cu carton. Dar pentru cine e, dacă nu te deranjezi? Pentru colegii de la coafă de la birouri de sus. Pentru colegii de la birouri? Am înțeles. Cerele dublu, le-ai cerut dublu, da? Da. Au ai noștri. Normal. A plătit? Acum vedem. Uite, aprobat. Bine, maestre, aia zi. Wow, cât de tare se taie, nu pot să cred. Bun, aha, deci vreți să mă mor, vreți să mor pe live-ul ăsta? Ok, ok. Mă, păi votați Horror VR atunci. Eu nu l-ai tăiat cum trebuie. Gata, iartă-mă. Am mai rămas acolo. Țaca paca. 3 crispy sigur verificat de mine, da? Și un cabanos, da? 2 cabanos și un mic. Bun, perfect. Hai să-i pun domnului și bonus. Sosuri ai pus domnului? 3 ketchup, 3 muștar. Aceasta este comanda. Cu sosuri, cu tot, cald. Cum dau rest? Dar nu s-a încurcat. Hai să vedem ce au făcut nebunii ăștia. Am scris, în loc să scriu Danu, am scris Banu și cred că în loc să scriu Bogdan, scriam Dogdan. E forță. Bogdan de la Ploiești. Hai să ne unim forțele acolo, familia IBM. Apăsați cu toții butonul de like să facem 100.000 de like-uri la clipul ăsta special de întâi. Și încă ceva. Fiți și voi subscrieți, nu mai fiți răi. Da, asta a uitat să zic. Ziua farțelor. Ești pregătit, Danule? Te văd acolo cu biscuiți, cu suc, cu una alta de dimineață, așa ai început. Relaxez, doleacă, în pat, așa. Așa, să dau drumul ca să-l vedeți și pe el. Acum s-a trezit direct cu ăsta în mână, cu KFC-ul în mână. Lasă-mă, leacă, să-mi trească. S-a trezit cu ăsta în mână. E forță dacă e să te trezești cu ăla în mână. Ține puțin. Partea a doua la războiul. La KFC mă refeream, adică să n-aveți de alea, că știți că nu e cazul. Ca cine, mă? Bine. Tu? Bine. Nu mai zic nimic. Bine. Deci nici eu nu comentez nimic, nu zic nimic, vreau doar atât să apăsați butonul de like să facem. Nu știu cât am făcut la prima parte, dar vreau 100.000 vreau aici pentru că este special și 1 aprilie, care legal, exact cu ce trebuie. Și m-am gândit, zic, hai mă să revenim cu partea a doua să vedem. Păi ai zis, dacă tot te-ai trezit cu la mână, să faceți niște... Am înțeles. Da, fiecare cu camera lui. Continuă cu camera după noi, care are idee spontan, bam, bam, care e mai bun, Lars pe celălalt. Știi ce zic? Da, frate. Eu iau camera, frate, și din momentul ăsta i-am dat drum, i-am dat start, ca să știi. N-ai tu pe Bogdan să iei sucul ăla și să-i torni direct în gură. Pus tot lângă el, de acum începem nebunia. A, ăsta e ăla cu... să-mi aduci hârtie sau? Ăstea și cu... Uite, și cu camera în mână și cu ăstea și cu... 1000 din ăstea să-mi mor eu. Camera aia, nu mai... O, ce m-am făcut și pe telefon și pe ăstea. Nici hârtie nu mai am. Adorea de hârtie de la baie. Stai așa că... Cam aici. Dar nu mai e... E jos aici, în ăsta mai ai? Trebuie să ții punga acolo. Bă, ce te dracu? Am scăpat hârtia, am văzut. Bă, ce te dracu, mă? Ce-ai făcut, mă, prost? Ce mă cacă, mă? Cum să mă cacă în pungă? Bă, ultimul, vină-mi cu a. Ce proști sunt, mă? Ia, cum? Bă, te dracu, mă, ce-ai făcut, mă, prostule? Când să mă cacă, mă, când să mă cacă, spun eu. Bă, eu te-am făcut, da, vină-mi cu-a. Nu, vină-mi cu-a. Mă, vină-mi cu-a. Ai început să mor tot. Zice acolo, nu se poate. Bă, dar l-a făcut bine. E artist, Bogdan, ești de pun la cap, dar nu știu ce a mâncat. Aulă, te-am. Te-am. Te-am.
Băi, dar ce? Băi, dar știi ce e asta, mă? Pune mâna. Pune mâna. Mă, ia hârtie. Hai, stai. Batând de ce prostii, mă. Băi, dar să moră, fii atent. Băi, zici că e pe bune unul la unul. Aici, așa. Băi, parcă nici nu vine să pun mâna acum. Chiar dacă știu, dar nu vine să pun mâna. Băi, mă râd rău, pă. Dar n-ai după să-l mănânci, Danule. Bine, asta a fost așa. Că am vrut eu să-l dau pe jos, că nu știam cum să te trimit la baie. Zic, bă, cum fac eu să intre ăsta la baie? Zic, dau pe jos ceva. Ațești gura, da? N-ai pune și tu mâna pe un șervețel. Da, am, că am dat eu jos. Nu, dacă mâna și strânge orice am făcut aici de... E rău. Ia mă, leac, șterge și tu, sunt mortul de noi, șterge-o dacă da. Da, mă, cam pe ăsta aici am un sucul, vărsă-mi pa, lasă-mă în pace. Băi, nu s-a dus și mă supa mâncați, zici. Și pe pat am făcut, acum ați sări, mă, dar nu mai am boala asta, mă, de țară mie, așa, măi, frate. Pune mâna și curăț. Asta e așa, nu e între noi, dar vreau să-i fac o farsă lui mama cu ăsta, că arată prea... Arată prea real. A, săraca femeie. Bă, știți ce de treabă e, mă, maică să aici, nebun? Vreau să dau ceva, nu le-ți, pune în mână, să văd ce zici. Da, așa, să-ți arăt ceva. Da, 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 nu, ca să-ți dau. Ține mâna întinsă. Nu am vre nimică. Gata, mă, frate, la coș cu el, că... Ajunge. M-am prostit, Fabius, m-am prostit. A venit să-ți dea capacul care trebuia să-ți dea. Bă, dar ce se-mi placă? Bă, dar ce e așa de cald aici în casă? La mine acum le-au făcut un limon. Este cald afară. Îți pleași cât tot așa, pe spaci, pe șlea. Deci la tine este, nu este, dar dincolo la mine e cald rău de tot. E mai aproape centrală acolo. Mamă, dar ce frig, ce frig ăsta, ești nebun? Păi cum să nu frigă, băi, dacă e la 35, da. Nu-i bără la 35. Eu, 35, 35. Treaba ta. Da, l-a dat-o. Da, l-a dat-o. Treaba ta. El umblă la ăla. Treaba ta, treaba voastră. Nu știam cum se dă, mai sus, mai jos. Păi dacă se strică și ăla. Tu ai dat-o, Danule, se dă. El a dat. Deci la 35 de grade era. Și numai pe mama, a luat trastrat. Dar am zis, bă, cred că o fi cald afară. Nu știu de care-i treaba. Mi s-a încălzit sucul mână. Las-o așa la 21. Deci tu ești ăsta, zi drept, tu ai făcut-o. Dar nu, zi stâng. Eu nu o dau niciodată, nu era pus să o dau eu. Alo? Da, alo? Alo. Alo. Da, bine. Bine acum. Bine. Pune-i sneaker-ul ăla în suc. Sper că nu-i pune ăla în suc. Băi, ce faci, băi, Danule? Aia zic, e Danu, direi, șlei. Ce faci, mucați, ești gura ta? E eu, mănânc, nu te las să mănânci castraveți pe WC-ul acolo. Băi, dar știi că trebuie să mergem până la Focșa, nu? Ce? Am eu ceva de luat. Mamă, vomit eu, mâncați, ești gura ta, dacă bea. Bă! Dar știi ce nu știi tu? Că tu? Tu n-ai hârtie la baie, mâncați-aș gura ta. Păi n-ai scăpat un veceu ca prostul? Când te-ai speriat? Nu știu, dacă e bună, descurcă-te. Și ce faci acum? Cum? Te-am zis în mărtul. Ai nu mai filma ca prostul. Și ce să-ți dau, fiate, mai ții minte când... mai ții minte când erai cu ochiul în mic, ia de cu alea. Nu, că mă zgrii de mă mor. Ia, mă. Ștergi cu caietul ăsta, bă. Îl iei o leacă, ascultă-mă. Doamne, îl iei o leacă și îl freci așa ca să facă moale. Și, pac, te ștergi. N-am ce să aduc, ștergi cu caietul ăsta. Na. Mamă, că trebuie să-i aduc. Ia, că n-am ce să-ți dau altceva, ia, mă, ăsta. Hai, și hai odată. Ha? Bă, vezi, poate zgârit-o pe curvă. N-am, băi, Danule, ce vrei să aduc? Șervețele care pun la masă. Iese cracănat, Danule, acolo ești de bun.
N-am nici nălea, că la numai când e un om sângerând. Plastică la mine. Un cava și gura, vă dați seama ce tare hârtie care i-am dat-o eu să-mi spuneți. Dar de fapt nu știu dacă voi, dar eu când eram mic și așa, sincer să vă zic, aveam veșiul din ăla în fundul curții. Și aveam caiet din ăsta și îl făceam așa în mână, știți? Îl mototoleam așa ca să fie mai moale, să fie mai subțiri, că era... Cum adică mă-l făcea așa în mână, că nu înțeleg ce vrea să zică. Era prea tare și mă rupea. Ia ce m-a zgriat-o, bă. A, băgam așa ce mă doare. Dar ce n-ai luat, mă, fraier, să-mi aduci mic de la bucătărie, mai lăsați-l cu ăsta. Uite, ții pe ăsta ți-l dau când deșterg la coperta, bulangiule care ești. Uai, lău. Ăsta nu-ți folosi, le pun la loc, aici. Pune acolo. Te-a făcut rași papir. Mototolea hârtia? Păi da, mă, dar dacă o mototolești, tocmai nu se înmoaie, se face și mai tare, ești nebun? Da? Mai grab de aia o bucată și mi-l gheri și mă dădeam la... Adevărat că dați și voi subscribe, nu mai fiți de aia. V-a zis și tataie. De câte ori să vă mai zic? Am fost 652 de mii, aveam 651 de mii când am început, vă mulțumesc mult. Ai Alzheimer din ăsta, nu mai știi, este? Nu mai știu, cum am asta... Are Alzheimer, fraier. Bă, a? Numai... Cu hârstă. Ia cum s-au chircit așa atât? Hai când bea. Ai tras apa de te-ai rupt să mori, iar ai stricat butonul ăla, baie, curge apa non-stop, în continuu. Hai, nu? Ia uzi, ia uzi apa, 20 de milioane îmi vine și la apă și la asta la căldură, cu tine. Jumper Luca, mersi mult, bro, te pup. Ai cu 5000 de like-uri, adevărat, ne mai trebuie puțin. Ne mai trebuie puțin. Hai că putem, putem. E roșu tot. Ia. Ce? Ce, mă? Vomiți rău, Danule, ce ai, mă? E rău, Dan, nu mâncava și gura voastră, chiar. M-a luat pe mine. Ia-te la glame. Ia. Na. Ia. Ce-ai pus pe aici? Negru așa. Oci negru-i mâncat aș gura ta. Mai bă, da, mă, nebunină. Hello. Ce râd. Și ce este? Nu ghicești? E Snickers-ul ăla. Cremă de pantof, nu ca să zic, bărea. Cremă de pantof, da, bă, da, așa să ai albi de ca Dorian Pop, am. Să ai dinți albi. Să ești negrivi. Băi, ești. Da, ai forța acolo. Băi, Dale, ți-am zis, frate, că nu știi cu cine te pui, frate, e problemă. Bă, Bogdan a ieșit acum afară, s-a dus de mâncare la psică. Și stăteam așa și mă uitam în jur, zic, băi, ce aș putea să fac eu? Să mă răzbun pe fraier. Mai țineți minte pisicuța? Vă arăt mereu în clipuri, știți că v-am zis povestea că am avut 4-5. Au plecat și a rămas doar asta și acum stă pe aici. Bă, uite ce ți-am luat. Uitați-vă și voi. Și acum voi țineți minte faza aia în care ați râs toți de mine. Că mi-a intrat... Am jucat de mortuary assistant, bro. Ceva am... și anume dânsul. O să vedeți ce face fratele vostru acum ce i-am copt-o. Ah, ce... Ce-i facem acolo, am mâncava și cura voastră? Bravo! Bagă! Bagă, băi, frumosule! Și îl băgăm? În cur! Dacă zici așa, m-am aruncat la geam râzând, mâncați aici cura ta! Ana, didași! Eu vreau să mă pregătesc, eu vreau să ies direct îmbrăcat, ca să-l grăbesc pe el, să mergem la foc și mai repede. Să așezi, nu știu, geaca pe mine. Așa. Așa. Olu. Gata, băiți, eu-s pregătit. Are frere aici, Adidas-i. Stă și o leacă că... Ah, că înțeapă. Mamă, înțeapă rău de tot ăla aici, nebun. Când a băgat piciorul aici... Bă, păi dacă bagă mai... Tare piciorul acolo nebunește, mă, despre ce vorbim? Astea nu prea sunt forță. Hai să-l grăbim, oleacă. Ha, mă, mergem. Ia să vedem și noi psica băieți aici. Ați văzut-o mereu pe în vloguri pe aici. Ia. Îi place că nu fugi, vezi? Cred că trebuie să mă gândesc să iau și ceva de la Focșan. Trebuie să mergem la Dedeman. Da. Hai mai repede. Că... S-a adăugat content pe ăla cu Morga? Nu pot să cred. Unde e?
unde e, mă? Stai așa. Dar de ce nu l-am aici? Nu înțeleg, mi-a dispărut ăla, mă? The Mortuary Assistant. Uite-l. Nu, mă, nu. Sau? Bă, nu s-a adăugat, e doar demo-ul, gen. Apare acum, în primăvară, gen. Când, cum apare, îți dai seama, ne mai jucăm o dată, că ăsta a fost printre cele mai horror jocuri, despre ce vorbim. Monday Clipboard Update, New Demo Updates. Coming Spring. Stai așa să-i dau add to your wishlist ca să ținem minte, gen, și să ne notifice și ne jucăm. Am și treabă mai târziu. Geaca? Ia, frate, portofelul. Hai, te aștept aici afară, te aștept la ușă. Ce anume? Da-mi, frate, ia-ți și camera, ia-ți ce vrei tu. Adidas și ăștia i-am purtat și eu când am fost la ăla horror, gen. Băi, dar ce treacu, mă? Ce-ai făcut, mă, prostule? Aaa, mi-ai pus cactusul ăla. Ce-ai făcut, mă, prostule, mă? Mă, găulitul ăla dește. Nu mai pot. Dacă n-am un țăp din ăsta aici, deci vină și filmează, să nu zic că lumea că fac la mișto. Să vede? Nu știu că să vede. A, ba da, uite-l. Maa. Fraier, cum e? Ia zi. Bă, zi cum e ăla că se nădați asta când te înțeapă cactusul. Uite, fraierul ce mi-a făcut-o. Bă, dar prea arăt. Să vezi. Mi-au alte șoțete și mie. Mă, duc afară, mă, frate, stau cu geaca până în casă, am nebunit când cald de mori. Păi normal, dacă lăsa cel de la 49 și cald. Timp, mergem alea la magazin, să vedem dacă găsim cine trebuie. Bă, ce nu se vede bine, mă? Nu se vede bine camera mea, nu se vede bine vlogul, ce nu se vede? Fiți mai explicit ca să știu ce rezolv sau ce modific. Perfect. Băi, băieți, cea mai tare ascunzătoare din viața asta, nu știu ca să vă dați voi seama. Te pup, Demetris, te pup, bro, bine ai venit, frate. Te pup, mersi mult de tot. A, se vede totul perfect. Vedeți dacă aveți calitatea asta, unde o să detectez de pe telefon? Pe alea 3 puncte, gen, vedeți dacă aveți calitatea maximă, în caz că nu se vede bine. Te salut, te o respecte, te pup, braco, mersi mult de tot, bro, te pup. Vreau serverul de Discord? Păi în descriere, mă, sunteți nebun? Stai, mă, ce a zis, mă, Danu, că n-am mai fost atent. Sper să se vadă, s-ar putea să vadă. Am ascuns camera în spatele gardului. Și am luat aici o găleată de apă rece, mă urc sus pe casă și l-așteptăm pe fraier să iasă. Nu pot să cred. Sunt pe fraier, nu mai ies afară. Nu mai stau mult după tine pentru două șosete. Păi, ești retardat? Mi-ai dat pe cameră, uite, mi-ai putut-o prins de-aia. Băi, dar tu nu mai gândești, cred că... Băi, ce l-a ratat pe frână? Care m-ai ratat, că-s plin de apă? Uite-o leac, mai putut-o pe frână. Nu mi-i pleacă pe spate. Vreau să-ți dau... Dar lasă pe spate, dar ia uite. Uite, mă, prostule, bă. Uite colo. Uite colo camera. Unde să uită viața mea? Pe cer? Uite acolo camera, unde e, mă? Jos, mă, jos! Cu mine au fost mai blânz, nu, atunci aici, nebun? Cu enervatul. O să rog să moră dacă nu... Deci a ieșit horror VR, a? Îți dai seama. Da, aia vreau. Hai că o dăm pe VR prima dată, asta-i. Unde se moartă? Uite-o-lea că... Unde-o merg? Uite-o-lea că nu se vede pe asta, că asta are culoarea asta, dar spuneași că tot e nebun la cap. Dar uite pe pantalon, uite, unde? Așteaptă să mă schimb iar acum. Hai, lău, ce misilă, hai! Schimbat, aranjat, partidac, parfundat? Ma, da, nebune, m-am schimbat și Adidas și tot, eram flash cu tot și pe picioare și peste tot. Am venit până la toaletă, băieți, pot să vorbesc cu voi, că acolo la masă chiar n-aveam cum. O să-l las pe Bogdan, am mâncat acum, suntem cu burțile pline.
O să mă duc la mașină și o să-l las acolo înăuntru efectiv singur, să văd ce face. Să văd... De fapt, îl las să plătească acolo toată nota de plată, să vedem cum reacționează. Cam asta zic prin fața. Stă la masă, singur. Da, acum ați la mașină. Păi și de ce? Cum adică de ce? Am plecat acasă, că m-am mâncat, m-am săturat și am plecat. Vreau să mă duc acasă acum. Păi să nu-mi plătești, cum facem? Păi, dar tu de ce e? Ce ești acolo? Plătești tu. Fiți atenți ce a făcut prostul de Danu. A plecat, a zis că se duce la baie și n-a mai venit. Și acum trebuie să plătesc eu în locul lui nota. Nu mai vrea să mai vină prostul, m-a lăsat singur aici. Mine aveți simulare, mă, baftă. A, vezi-ne că e simulare, ești nebun. E un test, practic, să vă obișnuiți cu examenul. Știi ce zic? La examen e important. Da, să fiți, să vă concentrați bine, să fiți atenți, să vedeți că nu e chiar așa. La masă să plătesc eu. Deci chiar merita sincer să îi fac treaba asta după cât mi-a făcut el azi, că mănâncă zilele când începe cu din astea, cu războiul ăsta și cu farsa asta. Și câteodată... Gură de taur! Fii și voi, subscribe, nu mai fiți, drăi, te pun, frate, te pun, mersi mult de tot. Mă răzbun, nu știu cum să... Stai, mă, că altceva când îl auzim pe... regele. Băi, fiți și voi subscris, nu mai fiți răi. Băi, fiți și... Altceva, ești de bun? Gata? Da. Ai plătit? Am plătit. Da, așa-mi convine. Ura armătoare să moră, unii merg din un fug direct. Mergem. Da, unde mai mergem noi acum, de exemplu? Că eu nu mai merg la niciun restaurant cu tine. Nu, acum, las, că ține o minge, nu-i problemă. Nu-i vorba că e mult așa, că da, am dat acum 63 de lei ceva de genul a fost. M-a enervat așa că a plecat ca prostul și m-a lăsat și a mai și comandat clătite și ne-am mâncat prostul. Deci fiți atenți, m-am întâlnit acum cu niște abonați de-ai mei și vreau să-i facem lui Danu cea mai ca lumea farsă. Ați văzut unde are Danu mașina parcată, da? Veniți acolo și îi spuneți că nu vă plac clipurile lui, fac okay. Cele mai nașpa clipuri, că nu se îmbracă frumos. Îi spuneți numai chestii urâte, da? Da. După aia o să-i zic că-i farsă, să vedem cum... Dar nu-i aleargă un cavaș cu rapas. Mă lăsați să mă duc eu la mașină și după aia veniți și voi, în două minute, așa. Da, mă bagi pe voi? Da, da. Hai, mergem înapoi la mașină și așteptăm băieții să vedem. Ai dat? Da. Ai făcut. Da? Da, mă, veniți încoa. Am văzut, m-ați prins pe vlog aici. Cine face? Eu. Ha, cum faceți? Stați așa să-l chem pe Danu. Băi, Danule, vino, ține și-mi o leacă camera. Să fac și o poze cu băieții frumos. La ta? Da. Dar la Danu vă uitați? Nu prea. Nu știu, nu prea îmi place. Adică îmi place, dar de rare. De ce? Nu știu, pur și simplu. Nu prea... Nașpa, da. E nașpa? Foarte. Păi de la cine te uiți așa? Cine îți place ție? La Bogdan, e mai interesant. Păi mai exact. Ce ești interesant, că ți-ai trage în capac acum. Așa zic, băieți. Păi și niciun vlog așa nu-ți place de la mine? Nu prea. Nu, dar nu-mi place deloc de minim. Să moră dacă te minte. Oai, lau. Dar cine îți place? De ăsta îți place ție? Da. Hai, lău, mă arăt. Deci, bă, deci, bă, deci, bă, mă arăt. Orice zici Bogdan? Da. Nu, da, las. Nu-i bun, e bun. Ăsta e prost, ăsta n-a făcut bine. Tu zici că nici tu nu te uiți la el, nu-ți place. Comentarii. N-a făcut om așa mai înainte? Așa a făcut mai înainte. Mai... Poftim de stand-up. Trebuie să accept și eu asta, mă, frate, dacă oamenii nu faci și da, mă, nu le-am zis nimic, băieții liber suite, la tine, la mine, la cine vrea. Da, da, mai puțin la tine, ai văzut ce au zis. La cine vă uitați? Încearcă From the Darkness, durează maxim 30 și e super, mulțumesc că faci live. Te pup, Aleca, stai așa. Mulțumesc că faci live. From the Darkness, stai așa să văd că îmi sună foarte cunoscut. Uite, l-am terminat. Sau? L-am jucat, mă? Bă, sau nu l-am jucat? Eu cred că l-am cumpărat și nu l-am jucat. Unde văd câte ore? Uite, playtime n-am. Aba, da, mă, uite, playtime 72 de minute. L-am terminat. Am terminat From the Darkness. Bogdan, la Bogdan. Ce să mai arăt? Mai are rost? Ia uzi! La Bogdan, la Bogdan. Ce să mai arăt? Vă iubesc! Deci zici simulați de YouTube, da? Da. A fost manevră, mă, cum ar veni. Noi tot te apreciem. Ai înțeles? Păi da. Băieții sunt aici, mă, frate. Așa cu manevră să mă enervez. Da, mă, frate. Da. Te-ai simțit o leacă prost așa. Îți dai seama. Gen, faci cu Bogdan și pe Dan nu-și la băga nimeni în seama. Ți-a zis că-ți mai dă și dislike-uri, că sunt de toate. Băi, băieți, mersi, mă. Deci băieții au fost cu mine implicați aici. Mersi, mă, băieți. Hai, facem poze și după aia. Bine, mai puțin cu Danu, nu? Mai puțin cu Danu.
Da. Am ajuns acasă, sunt la bucătărie să mănânc și eu ceva. Danu s-a băgat. Cum era să zică? Danule, dacă vrei, să zică copie. Danule, dacă vrei, facem o poză cu tine. Adică nu e de asta. Iar pe drum și-a cumpărat o sticlă. De bea cum am venit pe la bine, ați venit, mă, frate, nu contează când ați venit. Ce mi-a trecut? Contează că sunteți aici acum. Ca bă, să-mi spuneți voi mie că nu-ți... Bă, numărul 1 la ăstea. Numărul 1 sunt la ăstea. Am luat-o din asta de tic-tac, care va fi dintele meu, ca să zic așa. Am din ăstea, fidea din asta, sau cum îi spune. O să țin o bucată de fidea din asta în gură, știți, când apeși pe ea, trosnește așa tare. Și o să-mi pun și un tic-tac din ăsta, undeva aici, să-l țin sub limbă. Și mă duc în casă și zic, băi, Doamne, dă că îți desfac eu sticla aia cu dinții, să vezi ce șmecher sunt eu. Am văzut-o pe TikTok cum desfăceau aia cu dinții. Și când dau să-i desfac capacul ăla, o să scuip un tic-tac din ăsta ca și cum mi-a căzut dintele și să vedem reacția lui. Și în timpul ăsta gândiți-vă că mi se duce pe ăsta capul, mă, la toate prostiile aici, nebun la cap. Și fideaua asta. Și o să se audă, o să trosnească tare rău de tot, ca și cum, mamă, mi-a rupt dintele în mine. Ia. Șmecher, nu cred că ai văzut vreodată în viața ta. Bă, Dan, și ți arăt eu acum să moră, dar ai văzut vreodată. Să vede dacă se vede cum trebuie. Păi bine, fii atent. Vino cu asta, ți-arăt că nu știi nimica. Asuleacă ăsta. Iar faci tu, știi tu. Ai văzut vreodată cum desfacă? Stai că nu se vede că ăsta are 16 metri, 60. Îți desfac asta cu dinți. Ai văzut pe TikTok cum desfacă aia? Mâini la programare. Băi, băule, dau așa și vă desfac. Dar fii atent, știu eu. Păi asta în gură, îți trag așa un ambar. Nu, pe bunii, fără catering. Deci când ne-am dat așa downlet. Direct. Pe bunii. Fără, ești pregătit? Aha. N-a trec, Badane, n-a trec, du-te. Pui mâna tu, știi tu să faci tu. Mai ai din singur ea. Să mor eu. Bă, ești prost? Mă jur, Doamne, am acum la căzut dinții. Nu fi prost. Mă bune. Nu fi prost. Pune, bagă dintele ăla înapoi, nu fi prost. Bă, nu fi prost, Badane. Du-te! Doamne, maica, ce-i dau jos? Bă, dar fii atent ce fel e că-l iau. E prost, e rupt. Zici că s-a rupt, nu? Da. Da, zici, uite la ce fel se vede. N-am fost, creier am fost. Am, nu mai e fidea din asta? Asta pe TikTok am văzut. Asta a pocnit? Da, am văzut. Eu am zis că a pocnit ăla, mă. No, mama. Duc acum la dentist, mă. Ce vrea el? Da. Aici la scor se le arăt la băieți în 5 minute. S-a dat gol. Aici nu mai zic că am trecut, am asta. S-a flerat. Tipa care m-a furat. Băi, deci o... S-a flerat. Ai auzit? Mamă, Danle. N-a FIFA. Nu, ultimul la rup. Nu, tu 90. Mamă, Danle. E timp cât e de. Băi, Doamne, dar mă nervi tot ăsta. Pe, deci, am jucat aseară. Bă, chiar la rumă? Nu știu, mă, la rumă. Nu mă doare catar și-și ca așa. Care farță vi s-a părut acolo? Fund, acum mă mai nervam, mă, mi-am mâncat zilele și așa așa. Dați un like acolo, forță. Bă, ăsta chiar i-a rupt, cred că ia. Stai, mă. Aiurea, eu cum vă mai ba la FIFA când mă vin pe la voi? Că și așa v-am dat daună dacă sunteți aici pe live down, cred că sunteți. I-am bătut pe amândoi la FIFA aici, nebun, eu care nu prea mă joc FIFA. Dar hai să nu suferim acum sau să alea, că na, știi ce zic, dar zic așa. Nu mai zicem acum. Băi, vieții, deci fiți atenți. Avem două jocuri, v-am zis. V-am pus să votați, ați votat VR. Avem așa, avem Horror Adventure ăsta care e doar pe VR, gen. Și mai avem... Ce am mai luat, mă, mâncați? Ah, am luat Evil Inside, jocul full. Că noi am jucat doar ăsta, prolog. Și îl avem pe ăsta full aici. Și ăsta ar fi doar pe PC și ăsta ar fi pe VR, ăsta alt. Unde e, mă? Horror Adventure, auzi cum se numește. Horror Adventure VR. Acum, hai să o dăm pe VR, că asta ați votat, nu? Că mie îmi place mult de tot VR-ul și vouă la fel. Hai că dacă e... Dacă mi se face rău, e vina voastră, ești nebun? Hai să vedem, că nu m-am mai jucat pe VR de atunci. Băi, a donat cineva, gură de taur cu un euro. Te pup, băi, bro, mersi mult de tot. Stai așa să-mi pun și asta. Stai să-l aprind. A, are 100%, e perfect.
Așa, stai să... Unde sunt manivelele alea? Stai așa un pic. Așa. Haide mă, viața mea, să încarcă ăsta aici, nebun la cap, zici că i-am dat să downloadeze fișiere de NASA. Da. Așa. San Donca, donate 1 euro. Salut, Teo, poti să zici salut, Sandu, te pup. Salut, Sandu, te pup. Am auzit bine? Salut, Teo, poți să-i... Salut, Sani. Te pup, bro. Și gură de tauriar cu 1 euro. Te pup, bro. The connected device will be able to access files on this headset. Ok, allow. Și acum sunt aici, forță, stai așa un pic. Hai să-mi fac loc aici. Că trebuie să... Iar cred că transpir ca ultimul nebun. De zici că alerg. Stai să pun aici podeaua, confirm, stai să-mi fac și de ăsta. Așa. Îl dau pe ăsta mai așa. Bun, așa, gata. Perfect, continue. Confirm. Objects found, cred că ăsta found. Așa, enable Oculus Link enable. Și acum stai să selectăm și asta. Așa. Gură de taur, iar. Stați așa că nici nu se vede, nici nu se aude, că trebuie să pun ăsta. Stai așa un pic. Unde sunt, mă, mâncați, ești curată. Stai așa. Avatar error desktop. Haide mă, desktop. Monitor 1. Horror Adventure Play. Păi stai mă, și îl vedeți și voi? Așa, așa, e bine, e bine, gata. Bun, stai așa un pic. Ba da, stai că voi nu-l vedeți deocamdată. Stai așa. Reacție, stai așa. Și o să fiu aici. E bine mă, lăsăm camera așa? O lăsăm așa viețile mele? Da mă, da, o lăsăm așa. Se aude sunetul? Se aude sunetul, 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 se aude? Gură de taur, te pup, bro, mersi din suflet. Da, e top, perfect, perfect, haide. Stai așa. Stai că mi-a lăsat mâinile pe birou. New game, așa. Aolo, ce sale am mâncat, v-aș cura voastră. Mamă! Bă, 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 a început direct. Viețile mele, dacă e ceva, eu arunc cu ăsta. Nu mă interesează că îl spar, că nu știu ce. Merg. Ah, așa. Mamă, m-a luat amețeala. Bă, mă ia amețeala când merg. Așa. Bă, viețile, mi-e frică rău de tot. Păi și dacă mi-apare ceva aici în față, viețile mele, sunteți cu mine că mi-e frică rău de tot. Mâncava-și cura voastră, sunteți cu mine dacă mi-apare ceva în față aici, că eu sunt rău de inimă și pe un ecran, da, pe ăsta. A, suntem ok, suntem ok. Aolo, doamne, e prea întuneric acolo. Viețe, mi-e prea frică, mâncava și gura voastră. Mi-e prea frică. Pă, unde o iau? Unde mă duc? Mă duc să cânt la pian? Mă duc să cânt la pian. Mă, ce faci ăsta cu degetul? Viața mea, ce faci? Ce arăți? Păi mă iei la mișto? Iute. Ce faci mă cu degetul ăla? Mă iei la mișto? Suntem pe live, sunt oameni, să uită la noi. Tu ce faci cu degetul ăla? Merge mă să cânt. Dă-te mă să trec. Așa.
5 die in ritual killing sensation. Stai așa că m-am abătut. Mamă, ce-i tablou ăsta, mâncați aș pura ta. Ferească bunul Dumnezeu. Bă, mie mi se micșorează respira, mi încetinește respirația, mâncați aș pura ta la ăsta. Aolo. Am intrat în dormitor, păi și pot să mă culc? Bă, viețile mele, mi-e frică rău de tot. Mie dacă mi-apare ceva pe VR-ul ăsta, eu am înnebunit. Ești nebun? Ia, ce-s astea? I'm watching you. Bă, ce face ăsta? Mi-au mă ăsta. Bă, sper că n-am pe nimeni în cameră aici. Îmi vibrează mâna! Ah, e de la asta. Știți aia de ce? Aolo, aolo, aolo. Ah. Deci cum dau pe ăsta pauză, gata, am un buton salvator. Deci vieții mei, dacă s-a întâmplat ceva, am apăsat așa, n-am ce să fac. Credeți-mă, mor dacă n-apăs pe ăsta, da? Ok. Haide, dăm. Dar eu cum iau ăsta? I'm watching you. Please go back to the play area. Bă, mă, e la mișto, mă. Bă, mă, e la mișto, mă. Așa. Aolo. Eu să la mă? Hey, I'm watching you. Hai să watching me, dacă e. Mi s-a întors stomacul pe dos. Asta merge? Bă, cum ar fi să mă plec așa odată și să mă duc și să mă duc în Doamne, iartă-mă. Dar eu cum mă întorc? Mă întorc așa? Asta merge? Nu. Aolo, Doamne. Păi și viețile mele, eu în acest joc, oare ce trebuie să fac? Că mie că dacă mă duc în întunericul ăla, mă duc? Nu, nu pot, mi-e prea frică. E prea de tot. Viețile, nu pot. Domnișoară, nu vă supărați, aveți pe cineva pe aici să mă îndrume și pe mine? Da, altceva, dar mie că mor. Eu cred că trebuie să facem ceva cu ziarul. E, bau, niciun bau, viața mea, că nu le avem cu bau, cu alea. Mă, dar de ce îmi dă într-una că ies, că eu de fapt stau pe loc și nu mă mișc, ești nebun? Sau mă mișc? Băi, eu mă mișc ca prostul, mă? Așa. Bă, sunt prost rău de tot. Așa, nu. Dă-mă înapoi. Așa. Bun. Nu mergem. Nu, fața e că nu mai apare buton acolo, știți ce zic? O fi ceva la geam aici? Nu e. O fi ceva la geamul ăsta? Nu e. Am transpirat tot, mâncava și gura voastră. Cred că dă frică. Băi, are cineva o idee de ce să facem? Ce te-o vede ce... A apărut ceva pe ecran, ce a apărut? Bă, sunteți nebun la cap, eu leșin. Te-o cineva în spatele tău în casă. Ai că forță, astea-s forță. Asta înseamnă că e RIB live, nu e bă niciun RIB, nu mă iei la mișto. Focalizat sunt, că e camera doar pe mine, gen. Nu știu ce să fac. Bate vântul aici, da.
Eu nu vede ce... Da, eu nu văd chat-ul când am asta pe ochi. Ne vedem ceva pe ecran? A, asta din dreapta jos, nu? Stai așa. Da, n-am cum să... N-am cum să o iau. Mă rog, hai să ne mai plimbăm pe aici. Trebuie să fie ceva. Cred că mă culc. Nu merge. Cum îl miși pe ăsta, mă, mâncați-și curata? Cum îl pun aici? Oricum, ați văzut că practic la început îmi apărea semn de la că se apasă gen pe ușă prima dată și după aia pe ziarul ăla. Eu practic am apăsat pe amândouă, mă gândesc acum, nu știu, trebuie să mă întorc, să mă duc în altă parte sau nu știu care-i faza. Mi-a căzut ăsta pe jos. Mă duc în întuneric aici. Mamă, mi-e frică rău de tot. Uite ceva aici. Bă, ce e asta? Bă, asta e o perucă? No, 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 no. Bă, aia e o femeie acolo, mă? Bă, ce e aia acolo? Ești nebun că am văzut fire de păr. Ce sale acolo? Hai să vedem, dacă mor, măcar mor pe live. Băi, o femeie asta aici, am mâncat vașcura voastră. Cum ies? Cum ies? Cum plec de aici? Cum plec de aici? Uite, pe aici. Aolo, Doamne. Băi, stați așa să ne uităm la un tutorial ceva. Unde-i birou? Mâncava și cura voastră. A. Băi, stai așa un pic. Mama, am transpirat, sunt jale. Uite ce păr am mâncat, mâncava și cura voastră. Mama. Stai așa. Cum umblu pe ăsta? Uite, intru aici. Deci stai așa. Horror VR Adventure. Stai așa, Horror Adventure VR Gameplay, uite ea. Uite-o pe sor mea, viața mea, vezi că o să mori. Ia. Cum face asta de să mișcă așa repede, mă, sau se mișcă în lag? A, se mișcă în controller, ea n-are... Nu știu care-i faza. Are altfel de VR. Ia, și ce face ea? Stați-mă așa, ne jucăm măcar un pic de ăsta, dacă nu putem... Uite, se duce la întuneric acolo, nu? Oh, God! Păi, cred că am văzut-o și eu, mă! Nu, nu se face nimic, e tovarășa noastră. Oh my god, that was creepy, that like, okay, she's not creepy, and okay. I don't know what she's doing there, but okay. Oh. Bă, stai mă, asta pe unde s-a dus, mă, și eu de ce n-am văzut? What the fuck? Deci de la canapea. Acolo pe-n stânga, nu? Why is that white?
da mă pe acolo, haide mă și noi, hai mă și noi, pe ce noi suntem mai fraieri? Haide mă și noi, hai și noi. Unde e mă ăsta? Mamă, uitați-vă, e flashcă ăsta. E flashcă, ești nebun la cap? Stai să-l șterg un pic. Așa. Unde sunt căștile? Aici. Așa. Unde mi-e cealaltă mână? Așa, aici. Bun. Trebuie să duc ăsta înapoi. Așa. Deci sora mea a luat-o pe aici. Păi, mă frate. Bă, eu am alt joc, mă, asta să juca altceva, la mine e update făcut, care-i faza? Deci tot pe acolo trebuie să mă duc. Bă, dar e prea întuneric, mă. Uite pe asta aici. Îmi zice please return to play area, dar nu știu dacă se referă la mine ăsta din cameră de aici, că ies eu din perimetrul meu sau de aici, gen. Cum deschid mă asta? Asta e asta și asta nu e nimic, ok. Oare pe aici, mă? Cum merge? Da, mă, nu știu. Stai așa să închid ăsta, ne jucăm pe calculator, că mă bate rău de tot VR-ul ăsta. Stai să-l închid. Hai mă, viața aia, te închizi? Îl las așa, că nu merge. Mamă, 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 mamă. N-ai lumină, ea are, dar tu n-ai lumină în joc. Păi nu știu care-i faza, gen. Aolo. Stai așa un pic. Bă, trebuie să-mi schimb biroul ăsta. Așa, gata. Stai așa. Așa, gata. Mamă. Păpesi e mai ușor și mai funny, într-adevăr. Deja, mă rog, dacă mă mai jucam, cred că mi se întorcea tot stomacul pe dos, că eu încă nu am acceptat că în, practic în joc eu mă mișc, pentru că practic eu sunt în joc cu VR-ul ăla, da? Și eu mă mișc, dar de fapt eu stau pe loc și stomacul meu nu prea înțelege lucrul ăsta, cel puțin nu momentan, știi? Trebuie să mai durează până mă obișnuiesc. Hai să ne jucăm ăla pe calculator, pe care și știți că l-am început acum vreo două live-uri, nici nu mai știu. Și a fost chiar șmecher. Și acum am luat jocul full. Hai să vedem. Evil Inside. Stai așa, nu new game. Continue. Așa, de aici. Ca să-i dăm continue, știi ce zic? Mamă. Stai cam...
Bă, avem sunet sau nu? Stai așa. Nu știu dacă avem sunet. Stai așa un pic. Avem, 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 ok. Bun, așa, ultra, English. Aș vrea sensibilitatea dacă putem să o mișcăm un pic. Nu putem, ok, continuu. Gata, mă, hai. Hai, 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 hai. N-am știut dacă avem, că n-auzeam nimic și... Dar era de la joc, practic nu s-auzea nimic în joc. Haide. Deci suntem continuarea, da? Dacă nu știți jocul ăsta, găsiți prima parte pe canalul de gaming. E... Ne sperie altă nebună, mi se pare că se numește. Asta e continuarea. We saw it. Ce ai văzut, viața mea? A, bă, n-aveam eu sunet de la căști, bă, eu sunt prost rău, tot dă mai încet. Păi stai, mă, că n-auzeam nimic, mă. Știți de ce n-auzeam nimic? Că nu aveam niciun sunet în căști. Cred că l-am apăsat cu VR-ul. Stai așa că îl dau mai încet, că acum o sparge și pe mine. Așa, gata. Bă, nu new game, continue. Așa, round 4. Și cred că îl dau și mai încet. Gata. E mai ok așa? E mai ok așa sau e tot tare? Aolo, mânca bașcura voastră. E mai bine, ok? Deci nu-l dăm mai încet, așa lăsăm. Haide, doamne ajută. Hai să-mi pun și-o bine. Așa. Asta zic. Mamă, ce sensibilitate mică are jocul ăsta, nu prea e bine că... Nu m-am speriat, a fost așa la mișto, gen, să ne încălzim, și ce zic? Ca să-mi încălzesc gâtul, să astea, pentru urlete și pentru ale. We saw it. Bă, cred că dau, da, cred că dau mai încet, e tare rău de tot jocul ăsta. Resume. Faza e că jocul ăsta, pe lângă că ne sperie rău, e și destul de greuț, gen, știi? Ăsta-i sus, e cineva? Nu. Ce scrie aici? The gap in the wall. Trebuie să fie o gaură în perete, mă? Hai să căutăm o gaură în perete. Unde găsesc eu gaură în perete, ești nebun la cap? În sfârșit văd și eu chat-ul. Aici nu... Ăsta! A, nu e gap ăsta. Mă, ce s-aude așa? Ăsta s-aude așa? Aici nu... Stai așa că n-am intrat în... A, merge să urc. Bă, nu știu de ce, dar mă sperie mai mult ca pe VR. Cred că mă întorc pe VR acolo, ești nebun? Parcă simțeam că suntem toți prieteni acolo. Aici simt că am dușmani. Nu știu care-i faza. Uite, gap in the wall. Aolo. Păi și unde am ajuns mâncat? Păi n-a fost, dar nu vorbisem așa, mai că stau și eu în casa aia, ci că Secrets in the Dark. Ia uite, culegem ciuperci. Nimic. Nu mergem, mă, să culeg și eu astea? Nu.
Mamă, ce am transpirat, băi. Plânge cineva, dar cine plânge, Doamne? Viața mea, ce ai, mă? Bă, uite o fântână în față, zici că e fântâna aia din The Ring, ești nebun la cap? Nu știu ce a fost viața mea, dar nu mai fă și tu de-astea instantanee așa, că suntem tovarăși. Sper. Sparkly, mersi mult de tot de donație, scuze, nu, n-am știut că aveam VR-ul ăla pe cap. Mersi mult. Am mai găsit o piesă de-asta. Continuăm, haide. Am că ne mișcăm bine, dar nu știu cât mai are jocul ăsta. Bine, mai are ceva, îți dai seama, dar să nu... Oricum, acum ne dă tot de acolo și practic repetăm schema asta. Uite, complete 4 rounds. Sora mea, pune ceva pe tine că ești roșie toată, nu ți-e rușine, ai stat pe plajă. Ne faci în ciudă că ai stat pe plajă, zi! Aolo, fugi. Fugi viața mea că ne alergă asta. Bă, cine bate? Bă, sper că n-are cum să spargă ușa aia, nu? Gen, bate așa la intimidare. Sper. Viețile aia, nu? La intimidare, nu? Mamă, acolo cred că trebuie să mă duc. Ți se pare foarte cunoscut că am mai jucat un gen de ăsta de joc? Ah! Ești curat, nu știu cum... Cu picioarele mă duc. Mă mișc cu picioarele, nu așa. Știam. Mamă, noroc că m-am dus cu picioarele, ești nebun. Bă, ce schemă am învățat, voi ați văzut? Bă, de acum când mi-e frică, eu am luat piciorul și am apăsat pe W așa și m-am dus și eu sunt în spate safe acolo. E piciorul la înaintare, dar nu o să supără că e al nostru, știi ce zic? Vezi că nu e rău. Guilty. I'm not my father. O nebun, nu m-ai comentat, tu zic aia. Păi și acum e unde mă duc? Mă duc pe sus? Avem aproape 7000 de like-uri, vă mulțumesc din suflet, frate. N-am luat-o bine. Pe acolo trebuia. Mai trebuia să fac ceva în baia asta, mă?
nu? Mă, ce trebuie să fac acum? Schemat în vergeni? Aici, nu aici, fâia. A, uite. Light at the end of the tunnel. Aha, gata, suntem safe. Dacă nu ne sperie Margareta aia acum. Ăla cu codul morse e Marta, is de da. Dacă vreți, o să-l terminăm și pe ăla. Mai luăm o piesă. Dar oare câte piese de astea sunt? Cred că vreo 9. Asta zic. Hai mă că este... Aole, e prea întuneric acum. Viețile, luați-mă de mână, vă rog că mor. Luați-mă de mână, băi! Voiam să-i zic ceva, dar nu mi-a mai ieșit nimic pe gură. Nu știu cum și de ce, dar nu mai puteam. Mai bine că nu i-am zis, că poate știți cum zic. Aha. Merge să pornesc și eu curentul înapoi sau? E schemă, e capcană, ești nebun la cap, e capcană, mi-apare aia roșie pe ecran. Mi-apare aia roșie pe ecran, ai! Ei, nu mă lasă, mă. Păi și nu e nimic nici acolo? Nu avem... Ba da. Uite ultima de aia. Nu e ultima, pardon. Nu știu de ce am zis ultima. Cred că dând dorința de a fi ultima. Bun, am luat asta. Și acum ar trebui să se deschidă asta. No, trebuie să mă întorc, mâncava și gura voastră. Cred că trebuie să mă întorc. Viața mea nu e de la mine dacă nu se vede clar, să știi. Eu transmit calitatea maximă, gen. Hai, înapoi. Ne batem cu bebeluși, mâncați și gura ta, așa am ajuns. Asta e, așa am ajuns. Știi cum e viața? Odată mai ești sus, odată mai ești în jos, știi cum e? Urci, cobori. Dar pe unde trebuie să mă duc eu acum? E întrebarea mea. Uite mă, nu s-a deschis nicio ușă de asta. Nu mă, trebuia să mai fac ceva pe jos pe acolo. Și vedeți că live-ul merge în 1440, nu doar în 1080. Dacă vi se pare că nu se vede bine, dați-o pe aia maximă. Doamne, dar ce ar trebui să fac? Că am luat bucățica aia, gen. Cred că trebuie să pornesc cumva curentul, mă. Mai trebuia să iau ceva de pe aici. Îmi place la jocul ăsta că nici nu merge să deschid toate prostiile, gen. Toate sertarele, toate alea, știți? Daily News. Nu mă, eu mi-am luat astea de aici. Bă, ceva la ăsta roșu trebuie să fie. A, trebuie să-mi spăl hainele, mă, uite asta, mașina de spălat.
Washing powder. Aici e ceva, nu? Aici, uite mă. Gata. Și asta s-o pun aici. Și gata. Asta zic. Nu? Dar aș vrea să se deschidă ușa aceasta ca să pot să plec. Dacă se poate. Nu, nu voiam să fiu insistent. Că eu am luat aia. Și iar trebuie să mă întorc, mă? Aolo, să nu mă mai alerge bebeluși. Da, curentul de ce nu s-a aprins înapoi și aici? Deci nu s-a pornit, pardon, că curentul nu s-a prinde, de o prostule. Da, nu, tot acolo, tot acolo la subsol trebuie să fac ceva. Dar ce? Bă, oare am buguit jocul că am luat eu, că am luat eu piesa aia înainte, mă, oare? Am mai jucat un joc asemănător care semăna cu stilul ăsta și cu grafica, gen, practic, casa asta este casa dintr-un joc PT care n-a mai apărut și sunt multe jocuri care s-au luat după el și i-au luat stilul că, gen, se zvonea că e cel mai horror joc PT, doar că nu s-a mai făcut că nu știu ce s-a întâmplat cu cel care a creat jocul, era bântuit, era, e o poveste de-asta nebună, gen. Și n-a mai ieșit niciodată jocul ăla, dar sunt multe jocuri care s-au luat după jocul respectiv. Doar că ăsta cred că e cel mai reușit, gen, adică cu grafica cea mai reușită. De-asta, de-asta probabil ziceți că vi se pare familiar și așa. Că am mai jucat jocuri care semănau cu el, dar pe ăsta niciodată. Da, eu nu știu ce, trebuie să-i fac incantație ceva să se aprindă lumina, nu știu. Bă, dar n-am niciun indiciu, mă? Bă, stați-mă așa un pic, că iar mă învârt 15 ore într-un joc. Mamă, am dat fix. Bă, voi vedeți că am dat fix unde sunt în joc? Mie nu-mi vine să cred. Așa, și acum ce faci? Ai luat piesa aia. Uite-o în dreapta, în dreapta viața aia. Acolo, mai jos un pic, așa. Și acum ce faci? Nu s-a deschis aia. Caută și el pe net, ce face? Cred că da. Ce face asta? Bă, ce face asta, mă? Șterge jocul? Asta trebuie să fac acum viața? Trebuie să șterg jocul? Ăsta și-a șterg jocul. Bă, nu înțeleg. Ăsta și-a șterg jocul, mă? A luat-o de la capăt.
Stai așa un pic, cred că avem și noi jocul bugui și trebuie să... Uite, Guilty iar, ăla a luat lanterna aici. A trecut mai departe și cred că aici, da, 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 aici am rămas. Ia. A luat ăsta. L-a pus, așa, se duce ea asta de aici. Și acum ce faci? Și-a luat seapă, mă, că nu era bugui jocul. Ia și ce faci acum? Ia, ia. S-a deschis o ușă. Gen. Ok. Deci trebuie să mă plimb aici până în casă. Apasă pe întrerupătoare. Faza e că nu mă las în jocul ăsta să apăs pe nimic. Că eu aș apăsa pe tot ce se poate. Ia. Uite, vezi? Nici astea. El s-a uitat la tablouri și s-a deschis o ușă, nu știu. Să ce e aici? Botez, gen? Bun, nimic pe aici. S-a deschis ușa, mă, acum? Da, mă, da, uite. Deci trebuia să mai dau o tură. Și acum se deschide asta și avem un televizor aici, care e cu no signal. Pregătiți-vă, cred că pun iar piciorul în aplicare. Merge să mănânc? Hai că merge dacă e. Păi da, am fost adineauri pe acolo. Plângeai ca nebuna. Se întâmplă ceva cu ea sau? O, mă stinge mă ăsta că mă râcă e pe creier. Hai că merge să-l sting dacă e. Merge să luăm ceva la pachet de pe aici ceva? Nimic? Nimic. Samara din The Ring, pe bune, gen. Și acum s-a deschis ușa asta? Da, mă, da, asta zic. Și acum cred că o să ajungem iar la fântâna aia, să vedem care-i faza cu ea, știi? Aolo. Băi, ce e asta? Aha. Aolo. Complete 6 rounds. Bă, nu suntem răi. O, nebunule, chiar așa vrei să mă lovești? Să alea, nu vezi că l-ai omorât și pe ăsta de-n față? Aolo. Andrei, ce faci, mă, nebunule? One, bă, cine ești viața mea? Ești de la iluzionist, de la... Ha! Ești...
O să apară și în față. Viața aia, dar pe bune că ești frumoasă rău de tot. Cartofior mănânci? Ia. Hai să băgăm aici un ce se ia. A, dar nu înțeleg nimic de pe ăsta. Ăsta merge aici, nu... Nu, uite. Chibrit. Be ready for the barbecue. Ce barbecue, viața mea, ești nebun la cap. Bun, am luat ceva de pe aici. S-a deschis ușa asta? Nu. Oare trebuie să mă întorc, mă? Ia stai așa. Nu. No. Hai înapoi. Iese aia din fântână? Păi stai așa să măcar să ajungem în fântână. Uite aici. Cred că dăm foc la fântână, mă, sau ceva. Dar vedeți că runda asta a fost invers, gen. Că înainte intram pe acolo, practic, și terminam pe aici, gen. Și gen, runda asta am intrat de pe acolo și am urcat tot până altă parte și acum mergem invers. Cum ar veni? A, dar ăsta nu se deschide, hai că mai mergem invers dacă e. Păi și eu ce trebuie să pornesc de aici, mă? Ia. Uite, mă. Trebuie să aprind lumânările. Aolo, 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 aolo. Ce s-a întâmplat? Aaa, s-a întors asta, mă. Dar mie nu-mi place așa. Nu mi-a plăcut niciodată cu cruci întoarse. Aolo, doamne, ce m-am speriat. Nu, tot pe acolo trebuie ceva. Oare mai avem lumânări și pe aici, mă? Intră în oglindă viața mea? Păi, păi nu mai am oglindă. Ăsta nu. Uite și pe asta, cred că trebuie să o aprind. A, nu, mă, doar pe aia. Și acum cred că s-a deschis asta, unde era asta. Da, uite. Hai să vedem. Acum luăm piesa asta lipsă iar. Avem un craniu acum. S-a deschis ușa, dar vedeți că e totul invers? What the fuck? Uite, iar oglindă. I need batteries for my lantern. Și dăm unde viața mea să-ți iau eu și baterii? Păi cumva e invers că, na, cruce întoarsă, practic totul e pe invers, știi ce zic? Cred, nu știu. S-a făcut roșu tot, mi-e frică. Mamă, ia uzi muzică, mâncați. Dansăm, mă? Vreți să vă fac un dans? Only my mom knows that I'm scared of circuses. Why is she doing it? Ah, e de circus? Hai, viața, nu mai fi supărat, hai să dansăm. Aolo. Ce faci, mă? Mi-ai oprit distracția, nebunule. Și acum ce fac? Păi eu intru aici, băi! Bă, ăla-i clown, mă? Am ceva de luat de pe aici, iau un cuțit ceva, nu știu, mi-e frică rău.
Nu merge, mă, nimic, trebuie să mă duc în ăla acolo. Păi, Viețe, dar nu vreau, mă. Dar nu vreau, mă, frate. Așteaptă, Elise. Mi-e foame, Elise. Aplicăm schema piciorul, mâncați, și că e jale. Am apăsat cu degetul mare pe W și stăm. Hai, mă, că n-a fost așa rău, dar acum nici nu mai fac asta. Mă face pe mine un joc, lol. Păi și acum ce fac? Acum ce fac? Hei! Bă, ce i-a făcut mă la clown? Păi vezi mă viața mea dacă mă sperii. Asta mă, tu ești viu? A, s-a deschis ușa asta. Cred că facem schema piciorul pe tot jocul, că e ca în jale. Opt runde viețile mele. În 40 de minute înveți să te joci cu picioarele. Pă bune. Uite, i-a prins asta aici, ok? Avem ceva aici? Nu. Trebuie doar să ne plimbăm în caz. Să sperăm doar că nu e niciun jumpscare. Nimic pe aici, nimic pe aici. Trebuie să mă întorc. Păi mie nu-mi place așa. Ce fac eu? Nimic pe aici. Nimic. Bă, trebuia să fac ceva în baia asta, mă? Adică am un WC-ul aici, aș face... Unde scos sneakers-ul ăla lui Bogdan. Ce fac eu până ăsta? A! Uite, mă, baterii! Asta zic. Aici nu e nimeni. Ia să vedem noi. Că era cam întuneric. Hai, Doamne Dumnezeu. Ia uite, m-au blocat ăștia pe aici. Păi și eu ce fac mă acum? Ies pe aici, nu? Și am terminat jocul, nu? Era prea frumos. Nu-mi place muzica asta că e din ce în ce mai tare și se întâmplă ceva. Nu, e braia, era sigur. Băi, am început să citesc cumva jocurile astea horror, dar tot mă sperie că n-am cum să devin imun, mă, ești nebun. Le-am învățat cumva, dar nu pot să nu mă sperii. Chiar dacă mă aștept, chiar dacă știu. Vă zic, mă, că editam un clip pentru canalul de gaming. Și gen, era un clip filmat mai de mult. Și nu mai știam jumpscare-ul, nu mai știam asta și m-am speriat mai rău decât m-am speriat atunci. Ce, mă, ești nebun la cap? Bun, ăsta nu. Și ăsta aici nu.
Păi și iar trebuie să mă întorc, mă, iar trebuie să dau 15 ture. În baie se întâmplă ceva. Sau nu? Ne-ai zis pe story, uite cine mă urmărește pe Instagram. Viața mea, Delia! Mamă, câte runde din ăsta mai sunt, doamne, că nu mai pot, leșin. O iau razne aici, nebun la cap. Am terminat 9 runde, ori fi 10 în total? S-a îmbătat ăsta, mâncavaș, gura voastră, merge beat, e amețit. Viața mea, poți să-ți revii, te rog, din suflet? Hai te roagă fratele tău. Aolo. Ce mi-ai pus în băutură, nebuno? Come on, te-am... Don't look back. Păi nici că mă uit. Ce crezi că eu-s prost? Așa stau. Mi-ai zis don't look back. Vreți să mă uit back? M-am uitat back și nu e nimic back. Schema piciorul. Cred că fac hârcel. Mâinile la ot. Eu sunt șmecher, eu sunt rebel. Aulu, 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 aulu. Lemă, mersi de doamne și mersi de pauză, viața aia, că nu mai suportam suspansul. Ți-a și o gură de apă, că nu mai pun mor. Lemon, mersi din suflet, viața mea, mulțumesc mult de tot, apreciez maxim. Care-i numărul tău, T8? Notează așa. 0791-991-9991. Nu ar fi chiar să fie un număr de telefon ăsta, să, după aia să mă sune, să mă înjure, bă, ce faci, mai mi-ai dat numărul, ești nesimțit? Și eu am zis, păi viața mea, dă-o să știu, păi și chiar așa ești, bulanjiu, păi zice așa numărul, păi da, dă-o să știu că nu era, păi da, chiar așa ești nesimțit, bă, da, da, că nu știu, păi da, cum să nu, bă, da, dacă... Hai că e, dacă e. E numărul fantomei. Viețile mele, revenim, dar eu aș zice să nu mai revenim, nu știu. Mică, dacă revenim, după aia nu prea mai revenim, că murim, gen. Hai, doamne, așa, schema piciorul, schema piciorul! Băi, să-i dau lumea, ce fac? Băi, cred că ăștia... Băi, ăștia ne-au detectat că nu ne uităm, mâncați-ai jugura ta, eu trebuie să mici mouse-ul. Nu mai pot o plichiseală, viața mea, dacă te plichisești, nu te țin aici cu forța, nu te țin de mâini, nu te țin legat, nu te țin nimic. Du-te și fă ceva ce îți place sau... are beneficiu pentru tine. Schema picior în monitor. Hai mă, ce ne-a făcut pe noi un joc? Ce, ia zi viața mea, unde ești? Unde ești? I say don't look back. Asta numai gura e de ea, mă, nu știu eu de ea. Hai că viața, că numai gura e de tine. Unde ești? Vreau să văd unde ești, ia. Unde ești? Că don't look back, don't look front, don't look leg, fără schema picior, unde ești? Unde e? Acum fără mișto, viețile, unde e?
Acum se întâmplă ceva. Dă-i o palmă, dă-i o palmă. Dă-i, dă-i. Îi pup picioarele, ridică-te de acolo că îi pup picioarele, viața mea. Mamă, ce picioare nemernice, mâncați. You say don't look back, I say go take a shower because legs putting rău de tot, viața mea, e jale. E jale rău de tot. Viața mea, vin cu gel de duș. Bă, oare n-am făcut bine schema și trebuie să o repet? Chiar trebuia să don't look back? Nu, nu, a fost bine, a fost bine. Uite. Uite. Bă, uite toată asta. Cred că am terminat jocul. Complete 10 rounds. Aolo. Mama, am ajuns și pe ștrand, viețile mele, ia vedeți. Ia vedeți, viețile mele, suntem la ștrand, suntem la Aqua Park. E apă pe jos. Ce faci, mă, nebunule? Am ajuns la Aqua Park, băi. Și eu ce trebuie să fac acum? Trebuie să mă dau pe tobogan, mă? E o schemă de făcut aici, dar oare ce? Este așa. Mă duc la bebeluș acolo înapoi. Aici nimic, aici nimic, aici nimic. Sus nu e nimic. Astea nu sunt deschise. Nu. Nu. Ceva pe aici trebuie să fie. Ia să vedem. Aici nimic, aici nimic. Mă ascund în dulap, merge? Hai că merge dacă e. Supat? Nu. Daily news. Zicea copilul să fug, mă? Viața mea, ce faci, mă, nebunule? Asta-i păpușă, mă, eu-s nebun, eu vreau să păpuși. Bă, mă, auzi ceva pe aici? Bă, s-aude, ia stai, s-aude ceva, s-aude ceva. Băi, fii și voi subscris, nu mai fiți răi. Băi, fii și voi. A portat aia, mâncați, ești gurata în joc. Bă, a port în joc? Incredibil. Incredibil. Bă, nu știu ce să... Nu știu ce să fac. Aolo. Nimic aici, nimic aici. M-am împotmolit viețile mele. Asta este, știți cum e, se întâmplă la toată lumea. Ceva cu tablourile astea, 100%, 100%. Eram sigur. I love taking photos. Păi și nu vrei să take photos elsewhere? Te pomenești că trebuie să-i fac poze lui asta, mâncați și curat acum. Viața mea, unde își ține, mă, maică ta aparatul? Oh, bau, Bogdan IBM. Viața mea, ce ai făcut, mă, cu sneakersul ăla? Ești nebun la cap. Aaaa! My mom's camera.
What's that doing here? Dar unde era, mă, băi? Era băgat în perete că eu am apăsat efectiv din greșeală. Aolo, Bogdan, ia zi-mă, te-ai speriat, dar zi sincer. Și eu ce fac acum, mamă? Mamă, ne-a dat-o și pe dramă și pe alea. Să mor eu că l-am mâncat. Păi trebuia să arăs pe vlog, mă, cum îl mânca. Era panorama, era show. Bă, ce fac cu camera asta, mă? A, uite. Ia vezi. Ia vezi, mă, că am luat camera. Îi fac poze aici, nebun la cap. Viața mea, ai la poză! Nu m-am speriat, frate, sunt puternic. Eu las că te aștept pe la mine să-ți bag un joc. Să văd cât de puternic ești. Bă, pe bune, ce fac? Deci am luat și camera, i-am găsit și tabloul viața mea. Eu ce ar trebui să fac acum? Bun, deci am luat camera, o să-i fac puzzle-ul ăsta mic? Intră în tablou de pe hol. Ăsta? Stai așa că nu știu care. Eu m-am tot uitat la tablouri pe hol, dar... În ăsta. Hai că în ăsta dacă e. În ăsta? Bă, nu cred că trebuie să intru nicăieri, ești nebun. Aici am mai fost. Dar să oprească muzica asta când vine să plâng, ești nebun. Scria ceva pe perete. Păi da, e scris I love taking photos. Adică eu practic trebuia să caut după aia un aparat, l-am găsit. Și nu știu ce trebuie să fac acum, facem trade? Dulapul din camera copilului, ia. Păi aici era, aici era camera și am găsit-o. Și acum, nu. Ah, uite mă, așa fac poză. Aha, aha. Trebuie să fac poză la ăla de acolo, dar n-am știut că pot să folosesc camera. Da mă, hai să facem poze. Ați văzut că era sânge pe pereți? What the fuck? Dar cam câte poze îi plăcea să facă? Nu de alta, că am făcut la toată casa.
I-am făcut mă la bebeluș. Mi-e frică să dau full screen. Nu știu la ce anume ar trebui să fac poză, mă, ca să deblochez ăsta. Aici, cred. Nu. Aha. Dar n-am făcut mă poza acolo. Da, mă, uite. Păi eu mă duc cu cea mai mare plăcere. Dragi, dați că o să ne sperie iar, nu? Am terminat jocul. Discover the truth, ia. Fântâna. Aolo. Aolo, aolo, stai viața mea. L-am văzut la televizor când mi l-ai arătat. Fii atent că descoperim mare adevăr aici. Don't try to hide the truth. You killed me. Cum mă? Your father is serving your sentence. Your father is serving your sentence. But you will serve my sentence. Aolo. Cum mă, viața mea, ce-ai făcut, mă? Cum m-ai nenorocit-o pe asta? Bă... Evil Inside. Păi eu cu cine m-am jucat, mă? Cu ce nebun de ăsta la creier m-am jucat, ești nebun? Deci, practic, noi omorâsem, what the fuck? I also had issues with passing that chapter. Ce să-ți fac, viața mea? Noi l-am terminat forță. A, nu putem să stingem asta. Băi, aș fi vrut să terminăm și ăla pe VR, dar nu mai intru, că nu mă descurc gen. Dar este așa. Cum se numea, mă? VR Horror Adventure. Totuși, opa. Cum, acum 6 luni, acum un an, uite acum 6 luni. Items and limited tools at your disposal. Dar măcar să văd cum se trece. Uite gameplay. De iar de acum un an. Așa, ia. Are 40 de minute ăsta. Eu ce ai găsit, mă? Unde ai găsit ăsta, mă, nebunul? Ah, da, mă. Eu trebuia să iau ziarele alea în mână, dar nu știu cum. Nu știu butoanele. Dar îl terminăm noi altă dată, nu e asta o problemă, că știți cum e. Vreau și eu să văd VR. Vezi că am un clip pe canalul de gaming cu un joc VR, dar nu reintru în ăsta. Fiți atenți. Ați văzut cu toții vlogul ăsta? Stai așa.
Unde e, mă? Ați văzut cu toții vlogul ăsta cu fricile? Ați văzut că aici era cel mai greu joc din lume? Ăsta aici? Vreți să-l jucăm pe live, să încercăm să-l terminăm? Eu aș tinde să nu, că mă enervez rău de tot. Dar acum... acum nu știu. Ce faci, mă? O dăm? Da, o să mă enervez rău de tot, mă, mâncați. Dar, na, cum vreți voi. Hai să vedem cum e, să vedem cum rezistăm. Că ceva horror clar nu mă mai joc, gata, am jucat două aici, nebun, nu mai pot. Îi dau și continue. Bă, dar stai, mă! De ce? De ce m-a dat aici? Că eu ajunsesem sus. Stai așa un pic. Stai să mă pun bine. Deci, bun, am început bine. Viața mea, castron, suntem forți. Nu. Stai așa. Căzusem, nu, știu că am ajuns și după aia am ieșit din joc, că n-am mai stat. Știți când mi-a luat să filmez alea 4 minute? Ca să ajung acolo, mi-a luat 2 ore. Opa, stai așa. Deci ca să înțelegeți, jocul ăsta se mișcă cu mouse-ul. Cum mișc în stânga și în dreapta mouse-ul, vedeți, mișc ăsta gen. Eu acum, practic, ca să mă deplasez, să trec peste obstacolele astea gen, uite, practic trebuie să mă mut cu mouse-ul așa și să împing. Vedeți? Oh, mamă, vedeți că e... Ei, doar că e foarte, foarte greu gen. Așa. Hai de capul meu și de zilele mele. Stai. Vă v-ați jucat vreunul jocul ăsta? Ca să înțelegeți ce mă joc acum, gen. Că pare foarte ușor din afară. Sorin Faraon, te pup, te-o da subscribe, nu fiți răi. Te pup, mă, Sorin, mersi mult de tot, frate, de donație. Te pup, bro. Deci stai, mă, că am altă schemă. Fii atent, nu. Fii atent, deci mă urc aici. Și o fac pasta, deci mă pun așa. Și mă împing așa. Și așa da, așa da. Da, mă, viața mea, ăsta ești tu. Așa, și m-am dus și aici, suntem zei deja. Deci, voi, castron, suntem zei, viața mea. Și pe ăsta o facem că așa, ăsta e. Asta zic, înțelegi? Că nu e greu. Așa, mamă, bine rău! Viețile mele, am reușit, mâncava și cura voastră. Stai. Noi dacă sărim pe partea asta din stânga, ajungem de unde am plecat. Stai că nu e bine. Nu, stai. Nu! Stai. Așa, stai. Nu. Du-mă înapoi aici. Și acum facem... Nu așa. Mamă, mâncava și cura voastră. Nicușor, te pup, bro. Ai jucat Nicușor roată jocul ăsta? Așa. Gata, mă, ăsta, așa. Și acum... Acum sunt felinarele astea de aici și trebuie să mă duc cu ciocanul pe ele. Să n-aveți de-alea să interpretați cu aha, Teo, te duci cu ciocanul pe ele, nu știu ce. Că vedeți ce mă joc. Nu. Stai. Cum fac? Haide, viața mea. Mamă. Bă, cât mai vorbești? Așa? Stai, calm. Nu așa, stai. And that can be like working with stai. Bă! Mamă, stai, cum fac? Deci facem, fii atent, castron, ne împingem un pic, dar după aia cu ciocanul ne ducem până stânga sus. Nu așa. Bă! Castron,
Hai viața mea, că sunt cu tine. Suntem amândoi. Suntem amândoi proști, asta e. Bine, eu mai mult decât tine, dar știi cum zic. Haide, haide. No! Așa, 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 așa. Așa. Bun. Hai mă, viața mea, mă. Dar nu, mai puternic, mai cu forță, știi ce zic? Lasă-te așa. Așa, așa. Și acum. Băi, e greu rău. Există vreun joc mai greu decât ăsta, mă? Pe bune, gen. Jocul se numește Getting Over It with Bennett Foddy, ceva de genul. Ha, mamă, mamă, de fapt... Bă! Mamă, mamă, sunt prost rău. Stai. Așa. Și acum de nu, stai mă. Viața mea, hai mă, concentrează-te un pic. Așa, și de aici ne lăsăm. Nu, nu. De aici ne lăsăm. Un pic, un pic și după aia ne aruncăm. Așa. Haide. Nu așa. Hai așa. Bun, bravo, bravo, haide. Bravo mă, bravo mă, bravo mă, castron. Haide. Bă, dar du-te mă așa, așa. Și acum ne... ușurel. Acum noi ne împingem, mai înțeles? Haide. Și acum te-ai... Și acum! Ușurel, da, castron? Haide. Nu, nu e bine. Nu așa. Stai. Ne punem. Ești... Albine, el e obosit rău. Păi dacă el e obosit, viața mea... De ce nu iese din castronul ăla? Să ne jucăm și noi ca oamenii. Așa? Și fii atent! Acum noi luăm ciocanul ăla și îl punem direct pe stânga sus. Nu e bine, mă, așa, mă, mă, bă. Nu! Fai, doamne, doamne. Bă, cum fac mă aici, mă, mâncați aici curata. Stai. Bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo! Gata, mă, gata! Nu, nu! Bă, viața mea, poți să te sprijin pe copacul ăsta un pic? Bravo, viața mea! Bravo, mă, bravo! Hai că putem! Putem, mă, viețile mele, putem, putem, putem! Așa, hai, acum cum facem? Pune, nu... Aoleu! Așa. Nu, 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 nu! Bravo! Nu așa, nu așa, calm, calm, viața mea, calm, că nu ne grăbește nimeni, ești nebun la cap, ăsta ne ia la mișto, vorbește cu noi aici? Stai așa, trebuie să fiu mai calm. Deci, dacă nu suntem calmi, n-avem ce să facem. Bravo. Nu așa, nu așa, calm, 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 înțelegi? Nu așa. Așa. Nu, nu. Hai de capul meu. Fac febră la mână, mâncați aici curata cât îmi vârdă mouse-ul ăsta. Da? Da, mă, da! Da, mă, da! Stai așa, cum fac acum? Băi, stai, calmează-te un pic, te rog de-n suflet, castron. Așa. Stai să mă mișc mai încet așa. But only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Cum fac mă acum? Bă, trebuie să mă, cred că trebuie să mă țin de ăsta, mâncați aici curată. Păi și cum fac eu, mă? Așa, așa, așa. Da, mă, da! Da, mă, da! Așa! Și acum cum fac?
Zice, eu dacă termin jocul ăsta, nu mai are niciun joc ce să, nu mai are nimeni ce să-mi comenteze vreodată, ești nebun, e greu rău de tot. Bun, și acum, stai. Aș vedea-o că trebuie să mă urc așa, nu? Așa. Și acum o luăm pe aici? Da. Cred. Nu. Bă, nu cred că e bine pe aici. Bă, eu pe unde iau acum? Unde iau acum? Aolo, 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 stai că alunecăm viața mea și nu prea e bine. Uite, trebuie să, cred că acolo. Stai așa, fii atent, ne propulsăm. Rachetă viața mea, rachetă. Stai așa. Nu, mai cu forță, nu mă lua la mișto, te rog, că ne picăm tot la început și iar ne înjurăm, ne batem, ne, știi ce zic. Așa, așa. Bravo, bravo. Ușor, ușor. Bravo, bravo, nu așa, unde am căzut? Am căzut în Doamne, iartă-mă, m-a dat la început. M-a dat la început, bucația și curata. Păi și ce fac eu acum? Iar mă chinui să ajung acolo, ești nebun? Mamă, dar m-a dat la început de tot, ești nebun la cap? Voi râdeți de mine, vă doare fix undeva, ești nebun la cap? Bine că m-a dat peste casa aia, că iar mă chinuiam să ajung la casa aia, știi ce zic? Deci stai așa. Stai așa. Bun. Așa. Ei, nu te grăbi. Așa, bun. Nu, așa, de aici. Bun, bravo. Bravo! Bravo, nu? Ești ne... Mamă, mâncava și cura voastră, o să mă bage în depresie jocul ăsta. M-a mâncat pe mine să întreb dacă mă joc jocul ăsta. Zice, mă joc jocul ăsta, dar o să mă enervez. Da, te o joacă, de cum să te enervezi? Ești nebun la cap și tu. Mamă. Așa. Da. Bă, da. Calmează-te, bă, un pic. Bă, da, calmează-te un pic. Mamă. Așa. Bun. Și acum de aici. Aici ne propulsăm viața mea. Știi schema? Că am mai făcut-o. Nu asta e schema. Așa. De aici. Așa, bravo. Și de aici facem schema aia. Știi ce schemă facem? Bun. Ne aplecăm așa acolo. Mai mult și ne-am împins și am ajuns. Bravo. Așa. Acum, cred că o să stăm iar 25 de minute să mă urc pe lanternele astea. Nu, așa. Stai. Stai, mă! Calm viețile mele, că dacă ne enervăm știți ce zic, spar calculatoare și nu prea e bine. Bun. Dai, mă! Nu! Nu vrei! Aia, zim dacă nu vrei, că mă chinui degeaba eu. Așa. Bravo. Așa. Și acum e mai greu, dar ne concentrăm și reușim, da? Haide. Dar nici nu vrei. Bun. Ușor. Nu. Ușor. Ne-am împins. Bravo. Și acum... Bravo și cu stânga. Bă, cum fac, mă? Stai, mă. Haide, pune-l, mă, acolo. Bravo, mă. Haide. Așa. Dacă am trecut de asta, am terminat joc. Nu. Haide și cu stânga. Nu. Cu stânga. Plâng. Nu mai am mult și plâng. Haide. Nu.
Avem un membru nou, Melissa. Mersi mult de tot de membru, bine ai venit la noi aici. Haide. Bun. Stai. Bravo. Și o lăsăm încet. Stai. Nu te grăbi. Ba da, mă, ia grăbește-te, mă. Ia fă-mă la mișto. Fă-mă la mișto. Nu e bună schema cu fă la mișto, că nu prea ajungem nicăieri așa. Nu prea ajungem nicăieri. Bă. O să... Nu o să mai mănânc în castron toată viața mea. Ești nebun la cap cu ăsta. Aoleu. Dacă știți ce se întâmpla, dacă cădeam aici în stânga, nu? Ajungeam fix la începutul începuturilor. Deci hai să mulțumim că n-am căzut aici și hai să sperăm că trecem aici mai departe. Viața, fii atent. Așa, exact așa. Nu așa. Stai. Du-te, împinge-te un pic. Nu așa. În partea dreaptă, în dreapta. Așa. Bravo. Acum te pui pe colțul ăsta și trage-te. Bă, dar ești și prost. Pă bune că ești. Dă, nu comenta la mine că ești. Degeaba zici de mine că sunt eu prost, că nu știu să mici mausul ăsta, dar tu ești. Nu sunt eu. Haide. Bravo. Stai. Imediat viața. Imediat. Stai așa să poate trec. Nu e bine. Bravo. Stai. Așa. Și acum te-ai împins. Nu așa. Te-ai împins așa. Bravo. Plâng. O iau ras, dar nu mai pot. Copacul ăla e pus de mântuial acolo, mă, ești nebun la cap. E pus de ce? Că trec prin el, ești nebun la cap. Ăsta e și iluzionist, trece prin garduri și prin ziduri. Împinge-te, nu așa. Băi, atrage-te. Și acum împinge-te. Băi, ești prost, mă, n-ai forță ciocanul ăla. Așa. Mamă. Bravo, nu așa. Bă, ne bunesc cu jocul. Bun, te-ai tras și te-ai împins. Exact, bravo viața mea. Ai văzut când tu când faci bine, eu nu mă cer cu tine, înțelegi? Că n-am de ce. Nu așa. Bă, lasă piatra aia de sus. Cade iar mâncați, ești curat. Bravo, așa. Taci, băi, că nu vreau să te auzi și pe tine, că și așa am nervi. Bravo. Și fii atent. Doar ne tragem. Bravo. Și acum doar te-ai tras. Bravo. Dar stai, nu te duce pe copacul ăla, că ai văzut că e nenorocit copacul ăla. Tu treci până el. Bravo, viața mea. Bravo, așa. Acum, eu mă duc pe aici. Nu! Încet, te rog din suflet, încet. Bravo. Și acum pe ăsta. Bravo. Și încă o dată pe marginea aia. Bravo. Acum, fii atent, nu ne grăbim, ne tragem aici. Poate să zică lumea ce o vrea, dar noi nu ne grăbim, ai înțeles? Bun. Acum, te tragi pe ăsta. Bă, ai grijă cum te tragi, că dacă cazi, te bat! Bă, cumva eu râd, dar de nervi. Îmi spar capul, îmi dau cu pumnul în cap. Stai, așa. Nu așa. Bun, bravo. Te lași. Bravo. Asta zic viața mea, asta zic. Și acum fii atent, facem și o schemă. Facem o schemă, vrei să facem o schemă sau nu vrei? Nu mai facem scheme niciodată. Ok, am înțeles, nu mai facem scheme. Dar noi, hai. Mamă, bine că n-am căzut de tot, că nebuneam. O lua razna, mâncați, ești curat. Viața mea, stai, nu-mi face vreo nebunie. Ne-am aruncat pe aici și ne-am prins, bravo. Așa, nu așa. Bă. Nu așa. Și ăsta a zis nou. Păi nou, nebunule, dacă ești tu puternic și te împingi în toți pereții, ce să-ți fac? Ăsta în loc să se agațe, să împinge. Așa.
Bravo. Nu! Nu! Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Bă! Mă nebunesc cu eu asta, ești nebun? Hai, hai că am învățat. Am învățat, uite, săgeata asta așa, după aia pe buturuga asta așa, pe casa asta așa, dar era un pic așa. Bun, până aici e ușor. Bravo, viața aia. Haide, hai că putem. Acum pe canalul ăsta, pe ăsta, acum pe butoi. Exact. Și acum ne-am prins așa. Și așa. Nu. Stai. Nu. Mama, însă am căzut iar. Stai. Bă. Așa. Ai văzut? Băi, viața aia știi cum e? Cădem, dar devenim mai puternici. Ce nu ne omoară, ne face mai puternici. Știi vorba aia? Nu știi? Hai că ți-am zis-o eu. Bravo, haide. Băi, eu nu știu cu cine vorbesc, mâncava și gura voastră. Nu credeți că sunt nebun, dar sunt un pic prost. Dar nebun nu sunt. Hai să vedem. Bun. Aici. Cum fac acum? Că eu dacă mă duc așa, uite, cade stab într-o parte și ghibat. Dar și dacă las asta... Da? Și acum pe ăla! Trage-te un pic. Și acum împinge-te. Nu așa, mă, nu așa. Ia! Mă, da... Nu-i posibil, mă, să... Da. Bravo, te-ai lăsat. Nu-mi partea aia că dacă mă duc iar înapoi. Da, am dat alt F4. Bravo. Urmează golul bandă fioară. Te fumarez, Gabriel, mersi mult. Și avem și o donație de la Sebastian Tănase Gagicaru. Te respui viața aia și spolă de te pup, bro, mulțumesc din suflet, frate, scuze. Eram atent aici, mâncați-i și curata, că e jale jocul ăsta. Stai să-mi iau gură de apă. Ciocan Maraiteo. Ce pot să zic? Mulțumesc. Dar nu e al meu, e al gură de miel. Haide băi, castron. Mamă, iese și apă ăsta din castron. Bravo. Eu încerc să te agăț, tu te împingi. Păi ce să-ți fac viața mea? Nu cooperăm și noi? Așa. Stai. Calmează-te un pic, nebunule. Așa, bravo. Trage-te aici că nu mai fac nicio schemă cu tine. Fii atent. Ne-am împins, ne-am agățat de ăsta din stânga. Și după aia, nu știu, facem la mișto să treci. Ok, hai. Bravo, excelent, așa am vorbit, bravo. Ești bou. Nu te mai grăbi că nebunesc cu tine. Ești nebun la capul, iau razna. Bravo. Lasă-te un pic în jos. Și acum împinge-te. Nu acolo. Bravo. Haide-mă. Bravo. Asta zic. Și acum facem. Deci te prinzi acolo sus, da? Bravo, mă. Aolo. Stați așa că m-am emoționat eu. Nu așa. Ha, mă, cum fac, Doamne? Bravo, mă. Așa, mă. Hai, mă, că ești puternic, mă, știam eu. Bravo, băi. Gata, mă, viețile mele, asta zic. Și acum cum mă duceam? Uite, și de aici m-aruncam acolo, nu? Stai.
Stai, bezmeticule. Mamă, ce mi-a stat inima. Am crezut că am căzut iar. Viața mea. Bravo, băi! Stai. Stai. Bă, nu, 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 nu! Mamă, mâncava și cura voastră. Am emoții. Bra, stai, stai. Fața e că vedeți cum e aici? Vedeți cum e aici în partea asta? Eu dacă mă prind aici, cad. Alunec, ăsta să împinge l-o să tragă. Știți ce zic? Trebuie să fie... Trebuie să știi ce zic? Nu. Olo, doamne, doamne, doamne. Nu știu în ce să mă agăț cumva. E cotețul ăla lui Sam. Nu știu cine mai e și Sam ăsta. Mâncați aici curata. Dar au complotat toți ăștia să-mi facă mie nervi în seara asta. Nu așa. Haide-mă, haide-mă. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Topogan, topog, nu. Bă, știți cum e? Trebuie să te mai și bazezi pe noroc. Eu n-am știut nimic din ce am făcut aici, dar îmi ieșea la un moment dat, știți ce zic? Nu! Ia că încerc o schemă, încerc o schemă. Ultima dată când am zis că încerc o schemă, am căzut fix la început. Na, nu mi-a ieșit schema, dar nici nu mai încerc. Mintea mea era să mă împing de acolo, mult rău de tot, știți ce zic, dar e cam greu. Fai, doamne. Stai. Ia stai că știu, știu cum fac. Știu cum fac, mă. Stai. Doamne, doamne, doamne. Băi, mă sperii mai rău decât în jocurile alea horror. Nu! Pericolo di caduta. Viața mea, dar ce vorbești tu acolo, mă, nebunule? Stoi embarasat dacă o miho? Bă, boule, concentrează-te un pic. Dacă cădeam, dădeam alt F4. Alt F4 direct. Nu exista altceva. Băi, viețile mele, simt că fac infarct odată, deci cum cad, simt așa inima, cum palpitează un pic, ești nebun la ca... Așa, stai, 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 calmează-te, castron, castron. Nu, 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 stai, băi, bă. Stai. Bun, deci, stai mă, facem schema aia clasică, mă, castron, fii atent, ca să ne iasă la amândoi, știi ce zic? Deci, uite, te împingi un pic, dar nu în partea aia, atâta. Perfect, și acum ne luăm de roabă. Nu, deci prima dată roabă, după aia aia verde. Bă, am ascult, bă! Bun, roabă, verde. Și acum suntem într-o mică dilemă, înțelegi? Că topoganul ăla e cam cu rotunjoare de-alea. Și pe rotunjoare de-alea eu mă împing în loc să mă trag. Nu știu cum să fac. Dar știți cum e, YOLO. Bravo, băi, bravo, bravo. Viața mea, ce faci, mă, te dai pe topogan? Băi, viața mea, zici și mie pe unde trebuie să o iau. Mâncați aici curata, că nu știu. Dar uită-te, mă, la el când vorbești cu el. Nu ți-e rușine că nu ne răspunde. Mă duc pe cutiile astea. Viețile, mă duc în stânga sau în dreapta? Stânga sau dreapta? Stânga sau dreapta? Vă rog, ajutați-mă că nu mai știu. Mă jur că nu știu. Viața mea, pune-te pe fierul ăla din spate. Stați așa. Mergem pe cutiile astea din dreapta sau mergem peste ăsta pe topogan? Dreapta? Hai în dreapta.
Da, mă, da. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Aolo, Doamne. Why make something demanding if it just gets piled gata up in the landfill? Gata. Filed in. Am făcut screenshot, da? Deci avem, suntem în cu totul alt nivel aici. Bă, avem 9000 de like-uri. Vă mulțumesc din suflet, frate. Mulțumesc din suflet. Luăm o mică pauză. Uite ce vă zice tataie. Băi, fiți și voi subscrieți, nu mai fiți răi. Băi. Înțelegeți? Așa, ca să răsuflăm. Bun. Stai așa. Bă, oare eu acum, că pe lângă că jocul ăsta e incredibil de greu, faza e că nici nu știu, e și, are și 15 rute, înțelegi? Eu acum trebuie să mă salt astfel încât să mă agăs de cutiile astea din dreapta, oare? Nu cred. Nu cred. Sunt prea înalte. Aoleu, 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 aoleu. Mă, nu e bine. Mamă, nu știu ce să fac, mâncava-și cura voastră. Eu nu cred, cred că trebuie să o iau pântre astea pe aici. Uite pe aici, pe jos. Știți ce zic? Mamă, dar mi-e frică. Stai! Mamă, ce-am făcut-o pe asta, băi, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să-mi iasă mâncava și cura voastră, vă spun cât pot eu de sincer. Și uite, pe aici trebuie să mă duc. Pe aici trebuie să mă duc. Pe aici trebuie să mă duc. Dar cum fac, Doamne, eu? Cum fac, Doamne, eu acum? Că mi-e frică. Vieța e, dacă, noi dacă o să cădem acum, m-am dus la început. M-am dus la început, ești nebun la cap? Viața mea, te rog, nu, te rog să nu cazi. Te rog din tot sufletul meu, Castron. Bravo, băi! Nu! Da, mă, da. Da, mă, da. Întrebarea mea e, eu acum unde, Doamne iartă, mă, mă duc că cred că dau cu capul aici. Bă, oare trebuie să mă duc pe camera asta din stânga, mă? Bă, trebuie să mă duc, trebuie să mă duc pe asta din stânga, mă? Acum? Stai, mă, inconștientule! Da? Ia vedeți, mâncava și cura voastră, știe asta, să facă șpagat și alea. Nu! Stai, stai, nu ne grăbim, nu ne grăbim, Castron. Stai așa un pic. Deci, mă împing așa. Nu, 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 nu! On YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you. Like a baby bird being fed, chewed up. Homă nebună, nu ne mai lua la mișto. Poate te bat. Stai. Stai, Castron, viața mea, sunt cu tine, dar fii și tu cu mine, te rog din tot sufletul. Lasă-te. Nu, dar împinge-te, bă, nu mai forță, mă. Mă, fițe, ce-i falul ăsta, nu mai înțeleg cu el, nu mai are forță, ești nebun la cap, l-au lăsat brațele, l-au lăsat toate alea. Aoleu, Doamne, Doamne, te rog să nu cad aici. Aoleu, Doamne. Castron, te roagă fratele tău, am fost și la bine și la greu. Dar împinge-te în Doamne iartă. Bravo! Și acum te împingi tare. Nu, 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 stai, bă, bă, mamă, 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 mamă. Deci fii atent. Eu trebuie să, deci cumva mă împing tare aici, da? Schema este următoarea. După aia m-am agățat de asta. Trage-te astfel încât să stai pe cameră. Așa. Noi acum ne-am împins tare rău de tot. Ne-am agățat de canapeaua asta. Trage-te un pic aici. După aia, acum, te împingi iar tare și ne-am agățat de asta. La fel, la fel, te rog. Bravo, 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 bravo. Acum na, fă și tu că te-am simțit, ești nebun, ai tras bășine, ai tras alea, fă-ți nevoia că nu ne uităm, închidem ochii, hai. Stai așa, acum unde mă duc, Doamne? Mă împing și mă duc acolo. Bravo, mă.
Băi, viețile mele, voi mă vedeți? Voi mă vedeți? Voi mă vedeți că sunt cel mai bun jucător de jocul ăsta? Mă vedeți? Spuneți-mi, spuneți-mi! Mă vedeți? Stai, stai să nu cazi, să nu cazi, că plâng eu după aia. Bun. Și acum? Aole, unde mă duc acum? Că nu văd nimic, nu de alta. Nimic nu văd. Deci în stânga aici nu văd nimic și pe aici am venit, n-are cum... N-are cum să fie ceva pe aici, nu? Nu, 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 nu. Deci 100% pe în stânga. Stai așa. Castron, stai ușor, viața mea, că e pe viață și pe moarte acum, gen sincer ți-o zic. Văd o canapea sub mine aici, în stânga jos, da? Bă, nu mai știți că cad, nu mai cobiți. Stai așa. Ăsta e, nu, pe scaun, pentru că ăla e în dâmb acolo, stai așa, mai pe margine așa, perfect. Împinge-te în sus un pic, în sus un pic, dar încet, Castron, încet. Bravo. Da, mă, da. An orange is sweet juicy fruit locked inside a bit of. Bă, an orange, dar unde trebuie să mă duc? Viețile mele, știți cum cred că mă duc? Băi, voi sunteți atenți la mine, vorbesc cu voi? Fiți atenți. Deci eu cred că eu dacă mă duc pe aici pe jos, pe dreapta gen, mă duce, mă aruncă la început. Eu dacă mă duc pe aici, pe-n stânga, o să cad și o să mă dea tot la început. Cred că chiar mai în spate decât dacă aș cădea pe aici. Eu cred că trebuie să mă urc pe asta și să o iau pe sus pe aici. Știți ce zic? Trebuie să o iau pe sus. Nu? Da, mă, da, uite, pe munte, pe pietre. Acolo mă duc, acolo mă duc. Gata. Stai așa. Castron, te roagă fratele tău mult de tot. Concentrează-te. Bravo. Stai. Mamă, e greu rău de tot. E greu rău de tot și știți de ce? Pentru că astea gen, uite, dacă mă... A, nu, sunt ok. Dar trebuie să am foarte, foarte, foarte mare grijă. Castron, te roagă fratele tău. Aolo, încet, 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 încet! Păi și cum fac eu acum mâncava și cura voastră? Că toate astea sunt abrupte. Așează-te jos, odihnește-te un pic, te rog. Stai! Stai, 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 stai. Cum fac, doamne, eu acum? Viețile mele e pe viață și pe moarte acum, realizați, nu? Deci noi, dacă, doamne ferește, am căzut, am luat-o de la capăt și cred că... trag aici un glonț ceva, nu știu, îmi iau scaunul ăsta, mi-l trântesc în cap, sparg un monitor, fac o daia, că m-am chinuit până acum, am fost... ești nebun la cap? Cred că n-ai luat-o bine, eu cred că am luat-o foarte bine. Nu, n-aveam pe unde altundeva. Nu, 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 Castron, te roagă fratele tău, fii cu mine că și eu sunt cu tine, te rog. Uf, sorry about that. Hai că suntem aproape, nu ne-a dat de la început, nu ne-a dat de la început, nu ne-a dat de la început. Deci suntem la cutie acolo, stați așa, suntem ok, suntem ok. Ne-a dat la cutie acolo, da? Bun, stai așa, pe unde o luam aici, mă? Gata, știu. Deci acum ne aruncăm aici și... Mamă, 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 mi-a stat, mi-a ieșit moțul în cava și cura voastră, vă spun cât pot eu de sincer. Bun, așa, acum avansăm încet, avansăm încet, 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 Castron, încet. Așa, încet, încet că e jale. Păi stai, nu e bine, trebuie să te împingi. Stai, nu așa. Bă, nu așa, trebuie să te împingi așa, bravo. Bă, 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 bă! Bă, 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 Castron, te rog, eu nu vreau să picăm la început, mâncați, ești curat. Bravo, mă, bravo, mă, bravo, mă, ești viața mea, ești viața vieților mele. Stai așa. Nu, 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 te rog. Gata, 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 perfect. Hai de capul și de zilele mele, nu e, deci jocul ăsta o să mă îmbolnăvească, mâncava și cura voastră, vă spun sincer. Haide. Nu așa, nu așa, mai cu forță, mai cu elan, îți dau un hamburger să mănânci. Haide. Băi, viețile mele. Haide. Da. Stai, stai, stai. Pauză, pauză, odihnește-te un pic. Ne-am împins și ne-am agățat de ăsta. Și acum de ăsta. Nu, nu, nu.
Dacă am avut vecini, nu mai am. Stai. Așa. Nu. Stai, așează-te un pic acolo. Și împinge-te. Nu așa. De aici. Nu. Doamne să... Băi, jocul ăsta îmi dă palpitații, mâncava și cura voastră. Nu așa. Bă, nu mai are forță asta. Nu mai are forță asta viețile mele. Deci cred că dau game over, dau new game, nu știu, să-mi dea alt caracter. Haide. Bravo. Stai. Nu, stai. Bravo. Stai. Nu. Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. Fiți și voi subscribe, nu mai fiți drăi. Vieți, apăsați și voi pe butonul ăla subscribe, bă, viețile mele, mă. Și dacă apasă toată noi acum pe like, facem și 10.000 de like-uri. Mă jur că facem. Nu mai știu pe unde trebuie să mă duc acum, unde am ajuns. Ba da, știu, în stânga trebuie să mă duc. A, suntem la grătar acolo. Stai. Trebuie să cobor sus crei, aia zic. Nu. Nu. Nu te grăbi, te rog. Nu! M-am dus. Nici nu mai zic unde m-am dus. Nu! Mamă, cât de greu e la topogan acolo, bă! Haide, mă! Bravo! Bă, dar nu mai are... Voi vedeți că nu mai are forță să ducă mâna aia întinsă, mă, ca să se ducă ciocanul gen cât trebuie! Senpai, te pun, mă, nebunule, ce faci? Mamă. Bă, stați așa că... Nu mai avem loc pe mousepad. Haide. Stai. Bravo, mă, nu. Uite, mă, nu, bă, nu mai poate să ducă ăsta în mâna întinsă, mă. Incredibil. Haide. Încă 100 de like-uri, viețile mele. Deci dacă facem 10.000 de like-uri, eu în seara asta îl termin, ești nebun? De unde? Bravo, băi. Du-te sus de tot acolo. Bravo. Stai, așează-te aici, te rog. Nu, du-l așa, bravo. Viața mea, ce faci, mă, cocoțat acolo, nu se... Așa, bun. Acum. Bravo, lasă-te în jos. Bravo. Aici ne împingem, viața mea, da? Aolo, doamne. Bă, nu! This thing that we call failure, not the falling down, but the staying down. Nu mai pot, ești nebun. Întârzi mâna prea tare la grebă. Păi eu, mă, sau ăsta? Iar am ajuns, mă, la grătarul vieții. Haide. Nu. Nu cred că mă mai grăbesc acolo, mă.
Asta zic, mă. Asta zic. Și acum, stai, stai, o nebunule. Să grăbește el acum. Așa, bun. Mamă, ce am... Eu am învățat așa un pic, degeaba ziceți. Vedeți că sunt așa un pic as. You'll be back here again and again. Lucas Edward, te pup, bro. Mersi mult de tot de membru, apreciez maxim. You'll be back here again and again. Nu mai cobi tu de-astea. Bă, e prea greu acolo. Haide, mă, haide, mă. Mamă, mă. Nu, nu, nu! Nu, nu! Îl omor! Luați-vă adio de la el, că nu mai poate. Să mai fac mâncavaș cura voastră, spuneți-mi voi ce să mai fac, ești nebun la cap? Băgăm alt joc? Păi și ce joc să mai băgăm viețile mele? Mamă, bravo, mă. De 10.000 de like-uri, vă mulțumesc din suflet. Continuăm live-ul viitor ăsta. Doamne, 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 ce joc. Băi, jocul ăsta este diabolic. Deci a fost făcut să enerveze, ești nebun la cap. Da, a fost făcut, nici nu accept altă sugestie, nu accept altceva. Da, a fost făcut el, ești nebun, da, a fost făcut. Mamă, mamă, ce ne jucăm, ce ne jucăm, ce ne jucăm? Ne jucăm Fall Guys? Dar la Fall Guys, dar mă enervez și la ăla, mâncava și cura voastră. Ce mai fac viețile mele? Ce mai fac? Phasmon VR, o iau razna, vomit. Pă bune, mi se face rău. Mă jur că mi se face rău. Mai aveți puțin răbdare să mi se facă, gen, să mă obișnuiesc cu VR-ul, gen. Adică o să încep să mă mai joc și alte jocuri. Și când mă obișnuiesc cu sentimentul de a eu fi undeva și de a sta pe loc, dar de fapt eu să mă mișc, că stomacul meu nu e obișnuit și mi se întâmplă ceva aici, înțelegeți? Și mă balonez și știți ce zic, nu prea e forță. Putem să facem așa, deci facem, stați așa că facem poll. Creează un sondaj, ce ne mai jucăm și avem așa. Hai că am scris bine, ce pot să zic. Am scris iar bine, sunt extraordinar. Așa, avem așa, avem așa, adaug o opțiune și avem așa. Avem 4 jocuri, v-am întrebat. Votați toți pe chat acolo. Doamne, doamne, ce joc nemernic, mă frate. Dar eu nu mă las până nu-l termin. Deci viețile mele astăzi, 3 aprilie 2022, ora 10.00, de fapt 9.59 PM, adică 21.59, aproape 22.00, Teo spune următorul lucru oficial în fața a 3169 de persoane. Eu o să termin jocul acela Getting Over It. Da? Pe live o să-l termin. Sau, dacă nu-l termin pe live, o să fie filmat. O să se vadă. O să se vadă, da? Deci, eu o să termin jocul ăla. Mâncați-și curata. O să se termine. O să-l termin. Nu o să termină, că știi ce zic. Deci eu o să termin jocul ăla, frate. M-a luat toate căldurile, mâncava și cura voastră. Cineva să înregistreze ca să avem dovadă. Îl las eu public. Oricum o să apară, cât m-am jucat eu Getting Over It, o să apară și pe canalul de Gaming Gen.
Tu vrei să mor de nervi. Na. Deci avem Fall Guys 31%, Fortnite 29% și CSGO 28%. Mamă, cât de strâns mâncați ești curat. Bă, cât de strâns. Nu-mi vine să cred. 1500 de voturi și mai avem 1500 de persoane. Păi veți, votați tot să văd ce mă joc. Că un meci mă mai joc de ceva și gata. Și eu am mâine simulare. Băi, baftă mâine la simulare, viețile mele. Adică nu mai țin nicio live-ul mult. Cred că mai țin maxim jumătate de oră, gen. Nu... Oricum, m-a și luat oboseara, m-au și luat alea. Băi, a rămas Fall Guys. Hai că băgăm un meci de Fall Guys atunci. Mai am, mă, Fall Guys-ul. Nici n-am... De când nu m-am jucat, cred că avem o lună și... Update queued. Hai că se face repede update-ul și dăm și un de-asta. Dăm și o nenorocire de-astea de joc. Că dacă am dat-o pe nenorocire de jocuri... Na, știți ce zic. Eu luni și marți să fac online. Bă, dar chiar acum se face școală fizic, nu? Gen, nu se mai face online. Sau se face și? Cum mai e? Cum mai e cu astea? Voi fiți și voi subscrie. Adevărat, mă, viețe. Voi fiți și voi subscrie. Nu mai fiți... răi. O bune. Nu mai fiți răi și voi. Dați pe subscribe-ul ăla. Ce fac, mă, TikTok-urile mele? Ia să văd. $50,000 31. Nu e rău. Știi că mă cheamă Andreea, tu nu știi cum mă cheamă? Hai, dă-te jos. Așa erau femeile și pe timpul tău, mă, tataie. Păi, tataie, nu prea erau agitate așa. Îți făceai ție mama așa? Da. Păi și tu vorbeai cu fete sau? Am avut prietene multe. Încă o dată. Păi și tu vorbeai cu fete sau? Am avut prietene multe. A avut prietene multe, mă, mâncaia și cura lui. Aoleu. Bă. Bă, deci dacă ar... Deci aș da pe o filmare cu tataie să văd cum ar fi agățat el, cum vorbea el cu fete sau așa. Bă, aș da mulți bani, mâncați, să văd, și după aia să vă arăt și vouă, gen. Bă, mult, ești nebun la cap, mi-aș fi dorit, dar... Știți cum e? Bă, ce panarau. Am avut prietene multe, eu, tataie! Te-ai enervat maxim la jocul ăla, nu? Ce ai, mă, viața mea, ești nebun la cap? Bă, nu m-am enervat exagerat de mult, dar m-am enervat. Și ce zic? Eu, ce părere ai de războiul dintre Rusia și Ucraina? Viața mea, ce părere poți să ai de un război? Doamne, aș să se termine cât mai repede, gen. Nu le-am eu cu politica să-mi dai o părere de ce face cineva ceva, gen. Dar nu înțeleg lumea care chiar tinde spre a porni un război, gen. Nu, n-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată, dar cine știe? Dumnezeu le știe pe toate și automat o să le și rezolve pe toate, dar asta e. Știți cum e? Facem și noi cu toți o rugăciune și poate se întâmplă ceva. Poate se întâmplă o minune, cine știe? Joacă-te jocul ăla cu Jimmy, cu hotelul. În viața mea, sincer, nu mi s-a dus memoria legată de el. Adică îl mai țin minte așa, știi? Nu știu dacă... Ne mai trebuie 130 de subscriber și facem 653.000. Vieține, știți ce vlog postăm săptămâna viitoare? De fapt, mai avem un pic și e săptămâna asta, gen. Deci fiți atenți. Mai țineți minte când a făcut Chessy poza aia așa? Hai că era să iasă și ceva ce nu trebuia. Bine că sunt pantaloni ăștia un pic mai lungi, nu sunt chiloți. Că... nu prea mai era forță, închideam live-ul. Și nu prea era forță, știți ce zic? Deci a făcut ce simba poza aia așa și după aia mi-a venit o idee. De ce nu fac eu un vlog în care recreez pozele ce simei, gen? Și asta am făcut, mâncava și cura voastră, am recreat pozele. Dacă vedeți vlog show, nebuniți. Și nu știu exact când îl postăm, momentan e la edit. Băi, cred că am sensibilitatea puțin cam mare. De fapt, cred că m-am jucat eu numai jocuri cu sensibilitate mare. Și nu prea mai... Știți ce zic? Și în vlogul ăla o să fie și un prank de 1 aprilie.
aici. Haide, mă, bravo. Bun. Nu, 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 nu. No. Bravo. Bravo, mă. Așa. Este, mamă, pă, mamă, la limita limitelor, ești nebun? Mi-am adus aminte, dar am fost Moș Crăciun pentru 24 de ore. Panara moșul ăla. Băi, de fiecare dată când aveți o idee de vlog sau ceva, dați-mi un comentariu pe oriunde sau un mesaj pe Instagram, orice, că eu le citesc. Nu pot să răspund la toată lumea, dar de citit cred că le apuc să le citesc. Nu știu dacă jucăm Jimmy live-ul viitor. Live-ul viitor cred că o să ne jucăm. Cine a fost pe live-ul trecut pe care l-am pus din păcate pe privat? Dar o să pun pe canalul de gaming, că ne-am jucat cel mai efectiv un joc cu cele mai multe gemseruri ever. Și cred că o să continuăm jocul ăla live-ul viitor. Ești prea bun la fol, sunt bun la toate jocurile, ești nebun. Hai că sunt dacă e. Să mergi la pescuit cu tataie. Ce-ar mai fi? Mamă, trebuie să fug de ăștia. Hai că e bun tataie la jocuri, ce ai mă, ești nebun la cap? Băi, el n-a umblat niciodată în viața lui pe calculator. Imaginați-vă doar. Are stepu, bro, mersi mult de tot de membru, apreciez maxim, bine ai venit la noi aici. In family, you know? Stai, nu așa. Mamă, 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 mamă. Bă, 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 bă! Stau bine aici, deocamdată. Aici pe secunde. Am făcut am cu tataie, vezi că e pe canal. Pam 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 pa pam pam. Iar te joci toată ziua. Cred că pleacă un 1v1 cu netrebnicul ăsta. Vrei să mi faci prank cu sneakers? Stai, Bogdan. Ia vedeți, mă, că sunt primul. Bă, grab the crown, suntem în finală. Băi, viețile mele, e finala, băi. Nu există așa ceva. Danic, Danic, viața mea e coduri, ești nebun la cap. Nu accept așa ceva. Nu accept așa ceva. Teo 10, da? Nu există așa ceva. Stai să schimb și scena, să ne vedem ambigen. Exact.
Hai că mă văd dacă e, trebuie să stau așa aici nebun la cap. Stai, alta. Hai ăsta. Și pun camera asta. Hai că o las așa. Uite, uite na. A atins primul, mă, a atins primul. O nebunule că a atins ăla primul. Păi cum? Păi cum? Doamne, bă, nu se poate așa ceva, mă. Băi, m-am jucat pe un live Dying Light 2, pe live-ul ăla cu Cesima, gen. Dar mi-a luat o randeaua calculatorul. Ești nebun la un moment dat, nu știu. E tare jocul, nu știu, vreți să ne mai jucăm și ăla? Uite, uitați-vă ce skin îmi dă, ăștia mai au la mișto. Uitați-vă și voi. Ce skin primesc. 1v1 dacă ești tare. Hai mă, 1v1. Hai mă, s-o dăm 1v1, ești nebun la cap că v-am zis că mă joc și CS. De fapt nu v-am zis, dar vă zic acum. Hai 1v1 cu IBM să-mi iau revanșa. Vedeți că o să-i dau rău de tot, rău de tot o să-i dau. Stai așa. Hai Discord. Stai așa. User settings, stai așa un pic, voice and video, ăsta vreau pe chat, așa, perfect. Unde e IBM, ia? Friends. Am o dăm 1v1 cu nebunul ăsta de IBM, să-i arăt eu cine e șeful la CS. Mamă, sunt deja. Nu îmi zice că ești în match. Ești în match? Bă, ăsta îmi dă-ți apă mereu, mă, îmi zice, hai că ne jucăm mai târziu, după aia iese, după aia îmi zice, hai să ne jucăm 1v1, după aia e deja în match, după aia, ce ai mă, ești nebun. A, păi sună-mă, dacă ești pe Discord, nu mai căuta scuze. Bă, e nebun mă ăsta. Unde e mă? N-am bani să sun. Bă, ăsta mă ia la mișto și eu nu-l văd aici. Bă, frate. Deci, friends aici, da? Uite-l, mă, IBM 321. Te-aș ruga, dacă se poate, să închizi meciul. Ori ne jucăm, ori ne jucăm. Nu sunt meci. Nu, meciul de fotbal. Ce faci, mă, nebunule? Ce să fac? M-am jucat și eu puțin un meci din ăsta. A, deci tu ești încălzit, să înțeleg. Ai, vrăjeala, acum îți dai seama, ai dat-o în asta. În caz de ceva zici că am jucat, că m-am încălzit. Am înțeles, că... păi tu ai jucat, știi că nu se pune, gen, dacă e să se întâmple ceva, da, nu prea se pune. Îți dau 5 runde în față și aia. Dai 5 runde, mă, ți-e rușine. De cât ai jucat, mă, în ultimul timp, că te vă mereu pe CS, ia zi. Deci asta cred că pe a doua oară în ultimele două luni. Aha. În ultimele două luni, a doua oară. Da. Deci tu te-ai jucat CS doar acum și atunci când am mai fost eu live și mi-ai zis iar să o dăm 1v1, nu? Am mai jucat o dată de atunci. Păi de câte ori? Păi asta înseamnă de 3 ori deja, te-am prins. 3 ori, dar nu se pun. Un meci, două, asta nu înseamnă nimic. Aha. Vieți-ne, ce ziceți, zon? Mă minte sau? Niciodată. S-a luciat acolo. Câte like-uri ai la live? Silver Elite Master. Avem 10.482. Hai frate, 12.000 să avem. Viața mea, asta sunt live-urile mele, nu-s vlogurile tale să avem 100.000 de like-uri, ești nebun la cap. Hai, bani, am să faci 7.012.000. Ia stai, training curs, nu, trebuie să dau pe workshop maps și pe un 1v1 de aici, nu? Ha. Vrei să o dăm AVP 1v1? Nu, arme. AVP. Ok, deci dăm nu arme. Nu știu să joc nicio armă, da, mă. Hai, nu te mai, hai, nu mai fi modest că am văzut că știi. Nu știu, mă, frate. Păi, uite ce level ai tu și ce am eu. Eu am din ăsta, abia mi-am cumpărat contul. Aha, aha. Bă, eu sunt Legendary Eagle, dar eu jucam bine înainte. Eu acum sunt cam mort, înțelegi? A, mă, lasă, nu mai așa te dai lovit mereu. Și eu zic, mă, că minte, vagabondul, minte să joacă. Stai așa. Bun. Am așa. Eu sunt gata. Când vrei tu, ai intrat și vezi că ți-am tras direct la cap. Eu așa știu să trag. Eu nu știu să trag la corp. Că știu să trag dacă e.
Mi-ai făcut perciune. Bă, am râs rău la vlogul vostru, mă. Ăla cu războiul prank-urilor. A râs și eu când îl editam ca prostul. Rovision, ce faci, mă, viața aia? Te pup. Bine ai venit la noi aici, frate. Ne bucurăm că ești aici. Rovision, vreau să-mi spui cine crezi că va câștiga acest meci. Eu sau Bogdan IBM? Dar fără mișto. Așa, feeling-ul tău. Păi știi că tu, frate, că tu joci. Dar eu chiar nu joc. Tu ești gamer. Credeam că zici că eu sunt gay. Nu, frate, ultima dată am jucat CS acum, cred că o lună, când am filmat și ăla cu CSIMA, când a vrut și ea să se joace. Știi? În rest n-am mai jucat. Uite cum dai, deci ce să mai. Haide, mă, hai. O dăm, da? O dăm. Hai. Nu știu cum să scot astea, deci cred că le lăsăm. Cum era, mă? Căl freeze time? Time. MP freeze time 0. Dar faza e că trebuie să... Aș zice tu, uite, mă, Rovion ține cu mine. Dar nu știu să zic, eu sunt cam mort. Uite cum trage ăsta, ci că nu s-a mai jucat. Bă, Bogdane. A fost nimereal, a fost nimereal, pe bune. Așa, mă, așa. Hai, aveam puțin oricum. Bă, înainte știi cum trăgeam, mă? Mai prost decât. Da, mi se părea mie că jucam mai bine, dar era mort. Vezi că joacă IBM, el se dă că n-a jucat, că alea. Și aia mi joci prea bine, frate, ești bun. Dăm și un wingman după aia, mă? Da. Că prea, cât să mai fim și noi dușmani, de bun tovărășie. Nu trage. Așa, așa. Dacă ai ieșit, ți-am spart capul. Stai, mă, să dau eu cu ăsta. Bă, ăsta e prea bun, mă, frate. Băi, Bogdane, te-am lăsat meciul trecut, dar acum nu știu ce să zic. Gata, mă, frate, hai. Până-mi intră o în mână, mă, frate, că trebuie să mă dau cu și prezina de gaming. Te-am văzut. Ai vrut să-mi faci manevră. M-am dus ca bou, mă. Sincer, ai venit în ținta mea. Da. Dar faza e când n-ai cutii să te protejezi așa, e vizibil tot corpul și tragi mai ușor, știi? Da, așa. Caut scuze acum și eu. Bă, sincer, m-am uitat la speedrun, la... Nu trag. Așa. Hai, mă, cât mai ai, mă. Șansa ta e să-mi dai cap, atât. Ia, mă, un tap îți dau. Faaai, și mi-a dat-o. Cât mai aveai? Parcă ți-am dat 30. Ceva. Mi-ai dat, dar mi-ai dat în repriză așa, gen. Ți-am dat aici. Nu te mai aud. Nu prea mai ai glas. Băi, nu-mi place arma asta. Cum îi zici? Nu AK-ul ăsta la alt, că nu știu cum îi spune. M4. M4. Aolea. Îmi place mai mult ăla care are amortizorul. Ah, M4A1S, gen. Ăsta e M4A4. Ăla îmi place și cu amortizor. Parcă e așa pentru buți, așa trage mai bine. Nu știu dacă există mapă să aibă și aia. Dacă vrei, caut. Mamă, ce se iau rând asta, că am pierdut meciul. 7-4. Da.
Eu zic mai bine să fim tovarăși, nu dușmani, că la ce se te cam bat. Da, da, drept am făcut egal, mă, parcă, nu? Da. Deci are IBM inventarul pe privat. Dar nu am, frate, nicio nici armă. Nici nu cred că și-a făcut, eu, mă, septeri. Eu mi-am luat contul pur și simplu și m-am jucat, nu știu să fac nimic, mă, bun. Nu știu. Mai mă întreabă unii ce level ăla meu, nici nu știu să le zic. Pe Steam sau pe OCS? Nu știu, așa, mă întreabă pe OCS. Te jucam vreodată Call of Duty? Warzone? Nu știu, jucam când eram eu cu kill din ăsta. Și aveam Call of Duty. N-are, mă, coduri, mă, ce aveți. Nu, mă, frate, chiar nu am, nici nu știu, că am vrut odată să iau, că m-a enervat unul din nu mai puteam. Că uneori... Îți iei bani, mă, mai bine să nu... Da, bine, îți dai seama, dar când joc tu un match din ăsta la levelul meu... Bă, de ce ai ieșit? A, ce trebuia să fac? Păi mai era 8-5 și după aia se schimbau astea, mă. Sunt prost. Hai că mai, deci ține minte, 8-5 și mai facem o dată, gen, prima jumătate, gen, știi ce zic? Voiam să zic, când mă joc cu ăștia, când mai dau meci din ăla, ar trebui să mă bagi cu buzi din ăștia, mai așa. O, sunt eu slab, îți dai seama că nu știu eu să joc. Bă, frate, dar mă dă cu unii, de joacă cu ăla, cu Desert Eagle-ul ăla, bă, mai cât un glonț, mă. Deci incredibil. Sunt smurfer, mă. Cred că unii le dă conturi sau nu știu ce sunt. Păi da, se crease, joacă pe conturi de astea mai mici și le cresc. Bă, frate, n-ai cum să joci la nivelul ăsta chiar așa, e imposibil și să fii levelul ăsta, să rămâi așa prost cum ar veni. Foai, m-a scoat din serii, de atunci am intrat pe net și am căutat un din ăsta să dau bani, zic, să iau un din ăsta să intru, că nu mai pot. Da, mă, dar și chiar e fază, dar ții cod și n-ai nicio plăcere, da, că știi că-i bas pe toți, știi? Dai seama, nu, dar îmi dă bani, dar m-a enervat, m-a făcut de capă, îți dai seama. Mi se părea imposibil, zic, băi, la nivelul ăsta n-ai cum să joci așa, să fii but din ăsta. Îi dăm start? Hai. A, stai că e warm-up, stai așa. MP warm-up end. Nu ăsta, mă. Așa, gata. M-am blocat în cutia asta. 9-5. Da. Dar azi e sincer, ai ieșit de frică? Că nu se trebuie să ieși. Am dat din greșeală, aha, ca prost. Eu sunt învățat, eu joc din alea 2 versus 2 și țin puțin. A, da, mă, da. Alea țin puțin și dau 10 minute uneori. Că la ăla mare e încurc pe ăștia, eu era și nu intră. Mamă, ce căpățână mi-am luat. 10, 6. Cât era, mă, 8, 5? 8, nu, cred că 9 și 9, 6. Acum e 10. A, cred, așa zic. Mă rog. Mă, ce căpău mi-ai dat din aia. Vezi, cât e, mă, scorul acum? Deci a fost 8, 5, parcă? Și acum e 11, 6? Sau 10, 6? Nu, 10, 10, eu zic. Ce zici, lumea? 11-6, zic. Ah, ok. 8-5 a fost prima dată și acum e 11-7, gen. Am zis. Am zis un scor de mare. Ce vrei să vii să-mi dai lamă? Ce vrei să faci? Mamă, cât ești de prost. I-am dat cap. Mai aveam 10. Poate. Dacă aruncai arma în mine, muream. Și 8, 8, 11, 9. Dacă facem iar egal, plâng. Hai în pistol, ai curaj? Da, hai. Hai. Mamă, dar tu ai USP. Da, ăsta e ca lumea. Ți-am dat cap? Da. Da.
Vai, lău, și mi-a făcut ecran într-o parte, așa. Faza e că la 1v1 nu trebuia să avem armură, știi? Da, nu știu, nu știu care e faza. Nu știu de ce, cred că am dat eu pe casual și de-aia. Nu știu. Arme sau pistol? Aolo. Nu știu, cum vrei tu? Cât ai? Nu, am... 13-9, cred. 13-9. Ia zi, pistol sau armă? Pistol. Maaa, mi s-au terminat groanțele. Este... unde e? A, n-avem. Asta e USP-ul. Hai cu arme. Mai trebuie două runde, da? Pentru tine. Cum e vremea la București și nașpa? Azi a fost mai frig și mâine și pe mine am văzut că e, dar a fost cald, frate, până acum aici, nebun. La mine a plouat, e nașpa. Da? Da. Nașpa rău. Păi la București. Păi o să vin să facem video cu fotbal și când vin? Știu că vine Andreea la curs, nu? Da, e deja la București, Andreea. A, e deja la București, ea? Da. Mă anunț când vii. Da, eu vin la sfârșitul săptămânii acum. A, perfect. Perfect. Foaie, ce mi-ai spart căpățin. Păi până când, Bogdane? Până când? Da, frate. Ștergi muncii, frate. Hai să dăm un de-asta amândoi. Ies de aici, da? Da. Am ieșit, gata. Wingman. Ce hărți știi la Wingman? Ce te joci? Short, Dust, Nuke, Inferno. Train? Cam atât. Și Train, atât. Am lăsat un overpass astea? Nu le știu pe alea, n-am. Ok, dăm doar așa. Mai și cam Lake aia, dar mă enervează rău că are 1000 de chestii. Da, aia e doar de show, așa, de panorama. Mă doare capul. Rămân chiar de la aia și așa nu prea văd de bine. Bă, nu știu cum am dormit eu azi noapte. Mi s-au încălecat, cred că două vene pe la spate, mă, că îmi doare. Eu am pățit odată, adică de mai multe ori la gât aici, când dorm. Păi la gât, da, și... pe spate, pe ceafă, gen. Deci în jocul te-am să întorc gât așa într-o parte, eram paralizat. Am dat un star, da. Da. Cred că ne găsește mai greu, că avem, e diferență mare între astea. Da. Ia să vedem. Se joacă de pe laptop, Bogdan, cred, nu? Da, mă, nu am calculator, am un Asus ROG. Și bine, l-am de vreo 4 ani, cred că, dar face treabă. Îi facem un cadou odată lui Bogdan, dacă e cu minte, un calculator. Pentru ce-mi trebuie minim, frate, eu nu, că nu pot să stau un frate, de dau bani aia, și eu aș putea să-mi iau. Dar eu nu pot să stau mai mult de, nu știu, 2 ore, dar 2 ore maxim, mă doare spatele. Aha. Că am problema aia jos și nu pot să stau mult în fund. Trebuie să mă mișc, trebuie să fac mișcare. Aha. Că m-aș fi jucat și eu așa, mi-ar fi plăcut, dar dacă nu pot să stau... Indicat e să nu stau deloc, dacă mă întreb pe mine, așa mi-a zis doctorul. Dar bineînțeles, păi că cum eu nu pot să nu stau. Stai deloc, ești nebun? În sensul să nu stau la calculator, stau așa mult timp. Să mă dar joc, de exemplu, știi? Dacă stai la masă, nu știu, să mănânci, că tot jos stai. Da, mă, da, stai seama, mănânci și gata, dar aici stai cocoșat, stai cu ochii în ăsta, nu stau drept. Și nu-i combinat. Măi distrug pe ăștia. Da, pentru ce joc eu 2-3 meciuri perfect laptopul meu? Mi-aduce aminte așa de când eram eu copil și stăteam la sala din net. Vezi, pregătiți-vă pentru un show. Cred că care e? Doar au aici, nu? Da.
Aici să vezi cine bat ăștia acum. Nu ne bat, mă, ce ai? Cred că. Doar că nu știu să zic poziții pe aici. Stai, cum te crezi că eu știu? Ținem și noi aici și unul vine... Cred că poate să-ți vină și din dreapta. Ah, exact, de pe acolo. Aici. Băi, stai așa. Nu e nimeni aici. Nici aici. Așa, poate să-mi vină de aici? Nu cred. Nu, nu, nu. S-a făcut ăștia, nu fac ce se întâmplă. Bă, nu-i nimeni. Aici. La tine? Da. Exact. Ma. E aici, după vagonul ăsta. Aha. Acolo, acolo. Acolo. Hai că tragem bine amândoi. Mamă, s-a urcat ăla ce m-a speriat. Bă! Băi, dar ce m-a speriat. Și eu ești nebun la camă, așa nu mai horror toată seara, mă mai sperie și ăsta. Bă. Vezi că eu am forțat. Celălalt e pe partea asta, la altă. Cred că dobă între vagoane pe acolo. Nu văd, nu-i nimeni aici. O fi tot acolo, mă? Nu-i nimeni. Și nu vină pe spatele tău pe acolo, știi cum ai o ușă din ăsta. Nu, mă, tot acolo e, ți-am zis. Bravo, mă. Hai, că am făcut și eu un frag. Setările astea le am. Dar nu pot să zic că le recomand, nu le-am luat după... Cineva le-am pus eu. Bine, astea sunt toate pe low. Și eu mi-am pus grafica asta ca să-mi văd mai clar jocul. Ia vezi, mă, ce cap mi-a dat. Amândoi acolo în față. Unul în stânga. Trage la cutică, nu? Dat ăsta, mă, cuțe jura. Sunt Bogdane, putem, suntem puternici împreună. Aici mă oftic cel mai tare, când îmi dă din ăsta așa. Mhm. Păi, mi se pare că nu știu, trebuie să-și țin jos forță, frate. Hai să facem eco. Ați am cumpărat? Am făcut de mare. Deci amândoi vin mereu pe acolo. Bă, nu mereu, dar de obicei. E sus, sus, pe vagon. Ma. N-am un monitor la color mode acolo, stai așa că pun după. Dar eu știu că așa mă jucam până acum. L-am pe spate pe aici. L-am văzut pe unul. Uite un... Pe partea cealaltă, pe stânga pe aici. Bravo. Cine e la marmă? Ma. Nu o să mă codați aia ce ai. Nu o să mă, frate, joacă bine oameni. Stăm noi. La aventura, cel puțin. Bă, mie aici mi-a zis Jaxi să pun așa, nu știu. Îmi place mai mult. Bă, ce mi-am luat, mă? Nu l-am mag din greșeală. Trebuie să pușez. Ma. Bravo. Mai am 19 și nici armură n-am avut bani.
Nu știu unde e ala la altă. Țin în spate aici eu. Mamă, ce așa ești, de ești pe el, ești pe el. Bravo. Mamă, avea din ăsta. Eu aveam. Că mi-am cumpărat din greșeală. Cea mai urâță armă, deci când mă omoară cineva cu aia, mi se pare, nu știu. E bună, dar aproape, e bună rău. Dar depărtare e moartă. Negev sau Trancan, nu știu. Ah, da, da, da. Foaie, mor, aia de autiști, mor. Da, da. Când fac cât trage cu aia peste tot, mă, m-am nebunit. Mai, că am dat bine, mă, molotovul ăla. Bă, da, prost sunt, mă. Vezi care AVP acolo. Păi, nu știu de unde m-a luat. Drept din față, nu? Da, 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 AVP. Dacă mi-au și AVP, nu mai mișcă, dar mai e doar unul de aici, nebun. Last round of first half. Dacă o luăm pe asta, trebuie să o luăm, că altfel e greu. Stă ăla cu AVP-ul, trebuie să-i dai un smoke, ceva, nu știu. Dar fii atent ce fac, mă duc pe-n bază, pe la ei, pe shift așa ușor. E bomba în bază la ei aici, sau nu? Cred că o să se întoarcă ăla, cred că celălalt, ăsta ultima are AVP, sigur. Bine, bine. M-a bătut și a luat calaș. A luat bomba. Bine. Forță. E ciudat să-l văd pe Bogdan să se joace CS? De ce, mă? Da, păi nu m-am jucat niciodată, eu așa, mă. E tot om și el, n-are și el două mâini, două picioare. Da, nu prea cu jocurile, au dreptate, adică nu, eu chiar nu sunt cu jocurile. Și în copilărie, singurul joc ăsta era. Săteam până dimineața și mă jucam la sală. De mi-am distrus spatele în mine, până niște scaune din alea de tablă. Băi, Jamon. Da. Cum facem, hai amândoi pe aici. Ultimul nu știu unde e. Unde stăteai tu? Așa. Dacă îmi ziceți cum să vă dau codul de la țintă, vi-l dau, dar nu știu cum. Mă joc cu nebunia asta, dar adu-l pe tataie, uite-l pe tataie. Unde-i? Băi, fiți și voi subscrieți, nu mai fiți răi. Băi. Na, dacă ți era dor de tataie. Unde să știam? Mort unu? Are hit, e secat rău de tot. Lasă, lasă-mi. Bun. Ce ăsta avea la fel? Păi ce vrei, mă? 5-5, ce ai, mă, stai în forță? Mie-mi e dor de mamaie? Păi când ai văzut-o, mă, pe mamaie, mă, viața mea? Sau de mamaia ta? Asta e altceva. Setări la game, dai pe crosshair și dai undo code. Hai că facem. Bravo. I-am dat cap. Bravo, mă. Deci settings game. Ah. Hai că ne uităm după și vă dau. Mă, că-i conducem. Rupem, mă, Bogdane, da, amândoi, ești nebun. Și te-mi echipa rachetă. Tu-te încet pe acolo și te aștept. Momentan nu-i nimeni la mine. Te bați cu ei? Da, voiau unul să mă pușeze.
Bă, 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 bă. Așa. Bravo, mă. Nu știu unde era la altă. Nici eu. Cred că-i sus aici, stă fraierul, la balconul ăla. Tu ai bomba, vino să plantezi. Acum vin. A, dar chiar mă, poate să urci la balcon ăsta. Aici e. Acolo, mai are puțin. Forță. Unde e? Uitați-mi de balcon. Ia, ia armă. Da, am bani. Păi, mi-am luat eu AVP. Ok, mers. Ce să mai luăm două runde. Unul e acolo. Unul da. Că iar e la balcon acolo. Da, s-a urcat acolo, s-a urcat pe scară. Ei, nu, 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 e în stânga acolo. În fața ta. Ah. Hai, spart. Ce rancuri, băi, eu sunt Legendary Eagle și viața mea e Silver 4 sau 5, Silver Elite, ce e ăla? Nu știu, frate, el dar e viața mea, joacă, joacă lejer de Master Guardian Elite, așa, eu așa, să mor. Da, ai zis tu că dacă ți-ai avea pe unul mai fac un frag ăștia, ai avut dreptate, că n-am mai luat nicio rundă. De la 4 ne-am luat pe toate, încă 4 am luat noi. Ia, ia, că aud unul aici. Mamă, ce m-am speriat de bomba aia. Cred că unul iară sus, i-a uitit sau urcat acolo. Eu sunt spate la tren aici, ăsta. Eram sigur că e pe tren, eram sigur. Deci e în dreapta pe tren, acolo. Și cred că unul e în stânga. Da. Vai, mamă. Ha, mă, mamă, mamă. Bă, ce sigur eram că e pe tren. Și, na. Uite, mă, păi Bogdan are mai multe kill-uri decât mine. Despre ce vorbim? Câte am, frate? Hai cu un kill. Bă. Iar a trecut, face aceeași schemă. Mamă, mi-a luat AVP-ul ăla. Bravo, Teo, ce flash bun. Asta este să-i bag un molotov. Vezi că e unul în stânga și unul în dreapta. Era... dreapta. Acolo. Acolo. E în site acum. Uite, mă. Bă, 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 mi-a ieșit din joc, mi-a ieșit din joc, Bogdan. Da, liniște. Bă, de ce mi-a ieșit din joc? L-ai bătut? Nu, nu știu unde, nu-l dau de el, m-a omorât. A, stai că sunt viu, sunt viu, sunt viu, stai că-l bat. Vreau să las, să nu fie în smoke. A, da, a dispărut smoke. Nu știu unde, sincer. Aș ca la timp. Era sus acolo, mă, cred. Ce păcat, mă, ne mai trebuia. Mi-a ieșit din joc, mă, frate, mi-a ieșit din joc, ești nebun la cap? Mi-a trebuit o rundă acum, da. Cumpărăm și mie un pistol și aruncă-l, un pe 250 de ăla. Ce, că nu știu, zi-mi... Dă-i B, pistol și 3. Ia-l pe ăsta, nu știu ce. Hai, mersi. Nu știu ce ți-am dat. Mergem să bem șampanie în Spanie? Aia zic. Te pup, bro. Mersi mult. Cosma Costel. Uite cine a făcut ăsta aici. Așteptăm să treacă. Am plecat. A, a venit în bază, în bază la noi. Stai că o să pușeze ăsta de aici. Vezi pe-n spate, că vine pe-n spatele tău. Aha, oameni. Aha. Acolo. Oricum face mega.
A, e bomba acolo, mă. Da, și-o așteaptă acolo. Vezi că-i trebuie să fie pe aici. Ce să te hoțoiu? Aia e, mă, egal. Ce vrei, mă, frate, atât am putut. Păi n-a fost în final ta. A fost aiurea că mi-a ieșit mie din mesh și după aia mai erau 5 secunde și nu mai știam ce să fac. Dar mi-a dat higher skill bun group. M-a promovat, ești nebun la cap. M-a promovat, mă, mi-a dat și cutie, da, nu e rău. Da. Ce să facem? Dragul meu, mi-a plăcut să mă joc alături de tine. Mai vreau să ne mai jucăm. Mersi frumos. Ne auzim, te rog să-ți faci treaba. Îmi zici când vii în București. Da, frate, da, salut pe toți după live și te salută, te și pup, seară frumos. Te pupăm, pa, pa, seară frumos. Pa, mersi, pa. Viețile mele, am uitat să vă dau copii, cod acolo, stai că intru înapoi. Stai așa. Stai să vă dau ținta. Am uitat, iertați-mă. Stai așa un pic. Bagă un Fortnite, nu, că la ăla nu știu. La ăla nu prea știu viețile mele. E un domeniu necunoscut. Deci, stați așa, mi-a zis să intru la settings, la game. Și unde? Item, radar, crosshair, uite. Share or import, copy your code. Uite, v-am dat pe chat acolo. Bă, vă place, mă, noua poză de profil? La YouTube/Instagram/TikTok? Joacă Valorant, bă, și ăla-i șmecher. Ăla, cred că o să devină, de fapt n-are cum. Mă întreb dacă o să detroneze vreun joc CS în România aici, nebun. Warzone nu are nicio șansă să detroneze. Nici nu m-am mai jucat Warzone. Nu știu, nu prea îmi place de când... Nu prea mai place de când a băgat mapa asta nouă. Nu știu, parcă i-a luat așa hazul. Băi, ești nebun, Hellkiss-ul nu merge. Voiam să vă rog să vă logați și voi pe hellkiss.com/fteo acolo cu Steam-ul, dar nu merge site-ul. Cine știe ce s-a întâmplat. O să-și revină el în curând, mă rog. Poate dacă țineți minte să vă logați și voi cu Steam acolo la hellcase.com/fteo. PUBG l-a detronat, nicio șansă. Nicio șansă, sunt cifre mult mai mari pe CSGO decât pe PUBG. Dar na, era mișto să fie Warzone când a fost și în America numărul 1, gen, era mișto să fie și la noi, era mișto să fie Valorant, mai mișto. Dar na, poate pe viitor, cine știe. Doar Fortnite-ul, da. Da, dar știi care e faza? Sunt și categorii de vârstă diferite. Adică se joacă mult mai mulți copii Fortnite decât se joacă adolescenți CS. Stai, nu. La copii se joacă mai mulți copii Fortnite. La adolescenți se joacă mult mai mult CS adolescenți, înțelegi? Adică sunt diferențe de vârstă. Într-adevăr sunt mai mulți copii care se joacă Fortnite, gen mai multă lume, dar nu știu, n-am... Vezi că Valorantul detonează încet, că mă joc și e plin de imigranți de pe CS. Am observat lucrul ăsta, am observat. Bă, frate, știi care-i faza? Că ne mai plictisim și noi de jocuri, ești nebun? Adică, n-ai cât să joci același joc, trebuie să mai schimbi, știi, la un moment dat. Sunt de ale vieții, știi cum e. Te bași și pe păcănele? Nu, bro. Nu sunt eu cu așa ceva. Among Us a detonat. Da, dar unde e Among Us acum, spunule? Unde e? A stat o lună, hai să zic două, și după aia gata, a murit, înțelegi? Un meci de seară de LOL, nu mai, mă duc și eu să mănânc, că mi-e cam fumică. Și sunt cam obosit. Cred că mă duc să mă uit la a treia parte din Lord of the Rings. Când m-am uitat la prima, m-am uitat la a doua, am revăzut-o și a rămas a treia, și ce zic? Cred că ne comandăm ceva și băgăm Lord of the Rings. Viețile, vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de mine, frate, apreciez maxim. Nu știu când o să facem următorul live. Greșeli în tabăra filmului, da, mă, am văzut că a pus Rovision. O să ne uităm live-ul viitor, cel mai probabil.
Vă mulțumesc din suflet, nu știu când facem următorul live, cred că săptămâna asta mai facem unul, dacă nu mă înșel. O să mă pun și pe filmat, că am niște idei pe care vreau să le pun în aplicare. Deci, vieți, am o idee de o serie, dacă mi iese cum am eu în cap și cum vreau și cum îmi doresc, o să fie tare rău de tot, o să fie istorie, jur. Dar Doamne ajută să-mi iasă, țineți-mi pumnii, vă rog mult de tot, nu pot să vă dau detalii, nu pot să vă dau spoilere, vă dau după aia, după ce reușesc. Vă pup viețile mele, am făcut și 11.000 de like-uri așa pe final, vă mulțumesc din suflet încă o dată, live-ul ăsta o să fie public, că prea e și show-ul pe toate părțile, pe toate jocurile, gen. Bă, de ce nu mai merge să umblu pe calculatorul ăsta, mâncați aici curat. Bă, uitați-vă, vă rog din suflet ce mi se întâmplă mie aici. Uitați-vă, vă rog, ce mi se întâmplă mie aici. Bă, știți de ce? Eu nu cred că am ieșit în VR. A, ba da, mă. Nu, mi-a murit, uitați-vă și voi, mi-a murit calculatorul, ești nebun la cap. Ce să mai zic, mă, ce să mai fac, ești nebun la cap. Ce să mai fac? Vițile, vă pup, frate. Vă urez o seară minunată în continuare. Și ne auzim la următorul live slash vlog. Aveți grijă de voi și baftă mâine la simulări, frate. Cine are simulare, cine nu, baftă mâine la școală, baftă mâine la muncă. Și